Continuăm, dar dacă am început, trebuie să terminăm și... Am lăsat-o pe Mirela să doarmă o oră măcar, să... să-i treacă pofta de somn și capriciile. Și începem de la început, nu chiar de la început, dar continuăm. Stai să distribui, să distribui și la cei de pe poezii, dar cum? Ce faceți voi? La voi mai tigă gata mâncarea, eu o să o fac pe mâini dimineață, precis. La mine pește de acuși e gata, vi-l arăt și frumos arată, să stai până distribui să n-al ardă. Ia mușe repejor. Peștele deja e gata, vreau să mă apuc de creveți. Creveții am să-i prăjesc. Puteți să-i faceți în cuptor, dar eu îi prăjesc. Stați așa. Bună, bună, dragii mei, fetița mea a dormit o oră. N-am lăsat-o să doarmă mai mult, de fapt ea singur s-a trezit că la noapte să nu ne jucăm. Să dormim, că mâine dimineață avem drum lung. Bună, dragii mei, dați să vă arăt. Eu acum scot împreună cu voi peștele din cuptor. Să vedeți ce frumos a ieșit. Ia Mirela, fugi la o parte, fugi că e fărbinte. E fărbinte! Pește, corect. Da, și le faște fierbinte. Dați să vă arăt. Ia uitați-vă ce frumos a ieșit. Niami, niami, niami. Am făcut doar două bucățele. Că noi plecăm mâine la mama și am făcut așa de poftă. Ia uite așa vă arăt să vedeți ce crustă frumoasă. În genere cuptorul, pește la cuptor, somon. De o mare, de o dragoste, mi-mi place, aș face toată ziua. Ei, da, clar, mă poți mânca toată ziua. În primul rând e scump, dar nu... Iară să duci la perdic. Am urs să-l dezlipim. Am legat perdica aceea, s-a jucat cu perdica și s-a supărat că am dezbătut-o de perdic. Hai să-l dezlipim împreună, dar nu știu dacă a scot cu o mână. N-a scot cu o mână, trebuie să țin. Nu, dați să-l dezlipim singur. Peștele gata și acum mă apuc de creviet. Eu vă spun, eu până mâine dimineață fac mâncare. Da. Așa e, Mirela, a fost capricioasă, am adormit-o, a dormit o oră, am lăsat-o în liniște, n-am vrut să intru, să nu o trezesc. Am lăsat-o să-și împlinească somnul. Stai să văd voi ce faceți, măi oameni buni, cu voi înscris, dar eu nu văd pot citi și scris voi acolo, voi vă supărați. Dar aici e greu, înțelegi? Să și atenție, trebuie și la copil, și la peștele meu. Ei, nu e meu, dar e nostru. Acuși vă arăt că e a vostru, cu voi împreună, acuși vă arăt ce am făcut. Dar voi l-ați văzut deja, am ușa dezlipesc, s-a lipit cam că... Nu pun hârtie, că se lipește tare de hârtie, am mai încercat și așa stau și dezlipesc peștele de hârtie. Ce, mama, se deschide acolo? Da. Ce-ai găsit tu? Na, mama, na. Stai așa, dă să arătăm peștele nostru la oaspeți. Dar voi știți că eu am mai făcut somon, voi știți cum arată. Am pregătit somonul și vreau să mă apuc de creveți și șnițele de pui, sau cum se zice, bătute, la noi zicem bătute. Vreau să prăjesc creveții pentru tartine. Voi face tartine? Bună seara, doamna Gina și tuturor! Ce meniu pregătiți pentru Paște? Nu foarte variat. Fac puțin, dar gustos. Știți? Niște mâncăruri așa, interesante și gustoase. Nu mult, dar ceva gustos. Stați să găsesc un loc la tigaia asta să se răcească, să nu o las aici. Stați o secundă, mă așteptați. N-o să fugiți. Să n-o frigă pe Mirela. Iată așa, gata. Gata, peștele meu e gata, am făcut doar două bucăți, că mâine plecăm la părinți. Și dacă mai plecăm mâine la părinți, mă întorc acasă, încă câteva feluri de mâncare. Mama nu poate să nu ne dă, e permanent ne dă mâncare acasă. Îmi dă rățușcă, îmi dă răcituri, de ea îi place, ea să ne dă. Așa, acum creveții i-am spălat, sau crevetele, cum corect. Și trebuie doar să le curăț codița asta.
Am vrut eu să fie un live întreg tot cum gătesc, dar fetița era foarte supraobosită, a dormit rău noaptea. Dați că nu reușesc să vă citesc, vreau să vă citesc, da. Codița, chestia aceea neagră nu, e curățită, văd că nu-i nimic aici negru. Ești o scumpă, mulțumesc, Ionuț. Salutare, hai să vă văd eu ce a scris, că eu numai eu vorbesc și nu vă acord atenție vouă. Doamna Gina, mulțumesc din suflet și dumneavoastră, sunteți o doamnă deosebită, de multe ori v-am spus. Vreau să văd bucătăria ta. Ida, muia, las că altă dată când ați și curat, ați vă arăt. Că muia e plin cu farfurii, cu tigăi. Nu e complicată, e simplă. Vă arăt așa numai pe jos. Dar pe deasupra și nu-i doamne ferești, ci deasupra e din stec, din sticlă așa, din oglinzi, din sticle. Aici e cazanul nostru de gaz. Aici e hota. Nu e complicat. Tare. Așa? Și jos? Așa ceva. Cuptorul. Dar e dezordine că fac mâncare. Așa e la mine. Eu la urmă spăl toată vesela. Și fac tot curat, acuși încă și curățenie trebuie să fac după asta. Bună, Galina Grebincea! Bună, bună, îmi pare bine să vă... Eu am mai fost azi odată în live și am reușit doar să prăjesc vânăta și să curăț peștele. Și Mirela a început concertul. Eu a început să-mi fac concert. Și respectiv am fost la concert, am cumpărat bilet, am fost la concert. Am primit satisfacție de la muzica și sunetele virtuale, de o mare virtuozitate a fetei mele. I-am aplaudat, m-am bucurat, i-am spus bravo, Mirela, așa să-mi faci de tătă data când mama se gătește la sărbători, că uite și satisfacție eu prinesc când tu îmi faci așa concert în ea. Taman când șerbi, taman când arde. Nu n-am putut, am fost nevoită să mă duc să o adorm. Că ea nu doarme singură, vrea legănată, avem caracter. Sărbători frumoase și binecuvântate, doamna Luiza, mulțumesc. Și am fost prezentă la concert, v-am lăsat pe voi. Am fost la concert, am ascultat ora de simfonie și m-am întors să pregătim creveții cu voi. Creveții, e că n-am pus uleiul la înfierbântat acasă. Creveții doar îi săriez, nu le pun diferite condimente, vă spun drept, nu-mi plac condimente în mâncare. Eu doar condimentez cu sare și piper mâncare. Nu pun curma, curcuma, nu știu ce, boia, absolut, mie nu-mi place. Ele le schimbă gustul cărnii, mâncării, mie îmi pare că nu. Eu poate nu știu, știi, poate nu știu cum corect se face. Da, eu pun doar piper negru și sare, asta e legea mea sfântă la toată mâncarea, nu folosesc alte condimente deloc. Așa și la creveții mei am spun sare, piper negru și unii pun zahăr să fie dulci, dar tot n-am spun nici zahăr. Bravo, mulțumesc, Vasile, și vouă tuturor. Gata, creveții mei sunt gata, eu i-am spălat. Să mi-i scurg un pic să nu aibă apă, că o să stropească la tigaie. Stai să spun la tigaia, l-am încălzit. Am dat șorțul jos, că i-am dat Mirelei banană cu căpșună. Și o căpșună mi-a căzut pe șorț și mi-a înroșit șorțul. Și s-a terminat cu șorțul. Mi-l murdări de căpșună. Și zic, n-a să apar cu șorțul pătat în fața voastră, dar alt șorț n-am, am eu unul, dar-i băbesc și numai n-a să-i pun unul băbesc. Mi-am pus unul, așa l-ai mai florat, așa mi l-a dat soacra mea. Și am un șorț care am fost mireasă, dar n-a să-l pun pe șeală. Da, copiii sunt mai scumpi, corect, Oxana. Păi, de asta și am lăsat tot și am acordat atenție prințesii mele. Și ea că vin iar vrei atenție. Acum vreau, asta e nouă de vreme, că trebuie să le săriez. Să scurg apa binișor, să nu stropească. Creveții sunt de ăștia mașcați, gustoși, ei, buni. Cu creveții aceștia voi face tartine din fursecuri, cu fursecuri tot pâine de ce e uscată, de care ați văzut.
Dar tu vrei atenție acolo, tu vrei atenție la mami, tu vrei atenție. Voi face cu fursecuri, le voi unge cu maioneză și usturoi. Dar și deasupra voi pune 3-4 creveți prăjiți, așa rumene, zvărâtă cu știi. Vă învățați la Chiochea Maria. Nu o să dați greș. Iată, am deodată sare amestecat cu piper negru care mi-a rămas de la pește. Și amestecăm cu mâna, așa eu sunt gospodină cu mâna atât amestec. Cum mama spune, unde pui mâna, pun și Dumnezeu Nila. Mă bucur, mulțumesc, Galina Grebincea. Așa, gata, cred că e suficient, i-am sărat. Salutare din Germania. Eu cu mâna, scuzați, poate trebuia cu lingură, dar eu cu mâna, fiindcă trebuie fiecare creveti să aibă sare. Trebuie să mă uit la dânsa acolo, că e... El a perdica aceea, știți ce face? Își pune perdica în cap, parcă ar fi păr. Și apoi îi faci diferite concerte. Așa? Un Paște fericit, Cristina Chiriac. Dar voi ce faci? Voi ce mâncare ați făcut? Mi se pare că voi ați făcut, doamne, doamne, diferite. Doamne, doamne, voi avea salat Cezar, am mai spus în primul live. Voi avea salat Cezar cu piept de pui. Voi avea salat de asta grecească cu brânză. Brânză grecească, da? Bulgărească, brânză bulgărească. Salată grecească cu brânză bulgărească, ia o și încălzitură. Voi avea 3 feluri de salat și una pentru pești sărat, ciuperci ne place și mazăre verde. Așa, uleiul se fierbând, acum pregătesc șnițele de pui, cum zici, coleg? Noi zicem ăștia din Moldova, bătute. N-are nimic, că deja mi s-a făcut poftă. Da, încercați aceste tartine, sunt foarte gustoase. Și creveții, clar, că sunt cam scumpșorii, dar puteți luați mai mărunți, că nu sunt așa de scump. Și sunt foarte buni, foarte buni. Acum și eu, că pun la prăjit, o să-i prăjesc așa, rumin. Ei un pic mai scad la prăjit. Mirela, tu în casă acolo n-ai jucării, la fereastră ce ne trage? Hai să-ți și căpavă, mami. Sau constructor. Mama, ți le-a dat toate acolo. Stați acolo și pun creveții și vă arăt. Stai să văd, scriți că mi-e rușine că nu vă citesc. Bitoc, așa, bito, și noi bitocchi din Rusie, din Rusă, bitocchi, da. Bătute, zicem, da, în România, șnițele de pui, să zici corect. Dar eu nu le bat, eu le tai așa subțirel, frumușel, fără că-ți le bat, că dacă le bat, apfac gaur. Ca atare, da, se bat, ele se fac totul altfel, se pun la murat, timp mai îndelungat, dar eu le fac mai repejor. Voi nu mergeți la înviere? Unde? La biserică? Aveți înviere, da? A, gata, plec la magazin să cumpăr. Da, încercați și fursecuri de astea, eu v-am arătat în live-ul trecut. Uitați, la numărul 1 sunt, da? Stoteac așa, sunt foarte bune, ele sunt crocante și sfărâm în... Ia mă duc eu, stați-o să acum. Gata, eu sunt și liniștită. Am închis fereastra, că nu-i îngrijă. Uitați-vă, ia că așa de astea luați. Că nu fac publicitate, să credeți că primesc bani pe asta, dar sunt foarte bune, eu sunt verificate, știi? Verificate de mine. Și le ungeți, puteți să le ungeți și cu avocado, cu usturoi. Eu am uia de sărbători, îmi permit să mănânc nesănătos și după sărbători, când încep o detoxifiere și un regim numai cu legume, apoi împreună cu voi, care o să vreți, veniți cu mine și facem treabă. Am uși vă arăt, ia că am pus creveții, ne-a mai rămas loc să-i pun pe toți. Îi prăjim cu ulei. Ei lasă un pic de apă, dar lasă un pic de apă și apoi fac un fel de crustă rumenă, gustoasă, deci și de bun.
Și creveții și usturoi, creveții se împotrivesc, se combină cu usturoi. Nu o să dați greș, ascultați-mă pe mine și vă zic că eu nu fac multe feluri, dar fac puține, dar bune. Și că acum vin la tine cu avionul la Crimeara, poftim, veniți și cu parașuta. Irina, privet! Ты тоже со мной? Сарбатор феричите, Чиприан. Буна зиуа, Думитру. Что это урор, кари ма салутачи? Ма феличитати. Ла фел вы урез. Сарбатор феричите. Фрумаси, алатур де чей драчи. Мерджете акаса. Дака ну видор. Стей, да шини образник. Ремус. Унди ешь, Ремус? Unde? Stai că-l găsesc sus. Șoțăs. A, gata, l-am găsit. Ei, e ca oameni care au probleme, nu știi să le faci. Stai un om cu probleme psihice. Altfel nu se explică. Nu se explică altfel. Un om care intră așa... A, dă-mă, mă, să-ți dea. Dă-mă, pastănaș. Hai, vină, pa. Dă să-ți dă. Dacă își permite să vorbească așa, mai ales în așa zi, este un om care are probleme. Nu? Trebuie să-l compătimim. Ce să-i facem? Na, mami, bastona. Wow, ce mare este! Na. Wow, sunt preferatele tale. Gata, le-am pus la prăjit. Acum când fac crustă rumină, vă arăt cum trebuie să fie. Și mă apuc de șnițelele mele. Wow! Doamne, doamne! Ia să văd. Am uia până le pregătesc. Vă citesc și mai scriți. Ați copt cozonacul, Iuliana. E ca scrită rușinea mea. Cozonac nu pot face. Dar știți de ce? Că eu dacă nu mănânc deloc pâine... Și nici nu dau interesul să-l fac. Am luat cozonac pentru sfințit și ca să fie în casă, am luat din magazin. Nu-s gospodină eu în tătă legea, nu ca voi. Voi sunteți... Eu ouă am vopsit și acelea cam nu s-au prânit ghine, da? Eu am asta... A, și vreau să vă zic, iată partea asta de... Vedeți cum e pieptul de pui și partea asta din dos? Eu o folosesc, o prăjesc, rumen o fac și o folosesc la salata Cezar. Acum și înainte de a prăji bătutele, voi prăji cărnița asta pentru salata Cezar. Dar voi știți cum se face, eu nu vă învăț, eu doar fac împreună cu voi. Soțul nu participe la gătit. Nu, soțul face bani ca eu să am din ce găti. El face bani și el mănâncă. Restul le fac eu. Soțul meu nu se bagă deloc în bucătărie, absolut. El are activitatea lui responsabilă unde o face cu succes și lasă-o să o facă și nu-mi trebuie să mă ajute că eu mă spărjesc și singur. Singură. Eu le fac nu tare mareta așa, dimensiunea asta le tai în două și le tai așa subțirel, numărul subțirel. Dar să atent că să nu dă o bară, vreau să vă citesc. Paște fericit cu sănătate din România, Sorin Roșu, mersi din tot sufletul, la fel vă doresc. Iată așa, eu nu le tai groase, le tai subțirele. Tot le voi săra cu... Le voi, cum să zice, le voi mura sau cum... Cu sare și piper și gata, fără alte condimente mie nu-mi plac. Iată așa, asta mi-ai subțiric să primi. Iată așa, nu sunt groase. Eu nu le... Și nu le mai bat că fac găuri. Trebuie cu peliculă, da, ăsta de pui nu le mai bat. Le fac așa. Ele se bat, ele se lasă pe mai mult timp la murat. Eu tot despre asta știu, dar eu fac... Fiecare rețetă o fac în felul meu. Eu pe voi nu vă învăț. Eu vă arăt cum eu fac. Și dacă o să vă placă mai tare varianta mea, puteți să încercați.
Nu e ca pentru ce să mai bați asta dacă e așa de subțirică și frumușică? Și să o mai chinui? Și nu se numește bătută la mine, da? Poate la voi se numește, voi știu că este o rețetă cu olaș și jumătate de zi la murat și cu lămâie, nu știu cum. Dar eu le fac așa deodată și meargă nunta sănătoasă. Sunt cele mai preferate, mai bine se mănâncă la noi și ăștia, bătutele decât prăjoalele. Prăjoalele nu se mănâncă așa de bine. Da, Svetlana, gătim cu spor alături de tine. Ia că gătim împreună, dar și nu se poate. Eu în genere am așa un vis, eu, dar nu vi-l spun, că n-o să-mi deplinească. Tot legat de bucătărie, dar nu acum, că acum sunt legată încă. Nu pot eu să mă mișc. Dar pe viitor o să fac ceva eu tot legat de bucătărie, să vă așteaptă ceva interesant, o să văd, că Doamne să am succes, o să văd. Am un vis, am vise mari, eu am în genere 3 vise mari. 3 sunt la număr. Eu sper să se îndeplinească din tot sufletul, dar am nevoie în toate 3 de bani. De bani, mulți! Știi, cunoștință. E ca chestia asta care așa e mai desfigurată, eu o prăjesc și o folosesc la salata de Cezar. Salata de Cezar știți cum se face. Eu tot o fac în felul meu. Pierd de pui. Mama, să dai găile cele jos. Ia stați un pic. Stai un pic. Da? Vrei să dai asta jos, așa? Îți cade. Să pun așa. Gata? Așa? Hai, așa nu o să cad. Nu o să cad, așa, ha. Eu numai ce am terminat de gătit bătutele, iar tu mi-ai fost alături. Da, foarte bine. E ca voi nu sunteți alături de mine. Eu de obicei trebuia mai devreme, dar vă spun, a fost mama la mine și apoi am trecut-o. Și apoi ce mai a făcut? Mirela a dormit rău, capricioasă, nu știu de ce a dormit rău, nu știu ce are, ori crește ceva, ori o doare ceva, nu înțeleg, nu-mi spune. Ia că am avut scaunul ăsta să joacă și ai scazi jos și ai să te lovești. Tu de Paști vrei să faci ceva. Scaunul. Parcă o cați. Scaunul. Scaunul, da. Parcă special te duci unde nu se poate. Copiii ăștia, Doamne, cât răbdare trebuie. A, vrei să deschizi restaurant? Nu, ideal, asta ar fi visul ideal. Altceva vreau să fac. Legat de televiziune. Dar nu vă spun. O să văd că dacă spun, acum nu se îndeplinește la mine niciodată. Iată, uitați-vă, ele trebuie să se rumenească în așa mod. A, dar încă nu sunt chiar numele. Încă mai rumene trebuie să fie. A, iată așa, vedeți? Le faceți să aibă un rumen frumos. Fiindcă când le veți pune pe tartine să fie apetisante, atrăgătoare. Așa de bune, și tartinele să fie proaspete înainte de masă făcute, că fursecurile astea se moaie repede. Și ele când e proaspăt pus, apoi îți vedeți cât de crocante sunt. Faci numai curț cu tot cu creveti, păi nu-ți trebuie nici restaurant. Mulțumesc, Mihaela Fulger. Da, am 3 vise mari, dar aș vrea să vi le spun, dar eu cred că voi le percepeți singur. Prima e legată de carte, vreau să lansez o carte cu poezii motivaționale. A doua nu vă spun și a treia este legată de bucătărie. Nu, în genere 4 am. Dar câte am, mai eu știu, 4 am și de muzică legat ceva, ei? Dar dacă să mă mai gândesc, mai ghinim cât sunt. Da, moia, noi îndeplinim, nu putem să investim în asta, că avem, îndeplinim alt vis măreța nostru.
și nu putem. O să aflați voi, eu nu sunt persoana să mă laud din timp, o să aflați încetişor. Iată, ele aproape sunt gata, eu să pregătesc cumva să le pun în, în farfurie. Așa, stați așa un pic cu mine. Atenție, atențiune! Maria are ceva a vă spune. Dacă vreți să faceți tartine, creveții trebuie să fie prăjiți bine. Un pic de usturime. Un pic de verdoțime. Ia că îmi fac de cap. Ia că asta e poezie. Poezie de 2 bani. Vedeți? Iată, le pun în farfuriuță, le las să răcească. Ei, eu m-aș izghi în farfuria asta, muiana, pă, le mănânc ca pe semințe, ca pe răsărită. Uitați-vă ce-s de frumoase. Și foarte repede se prăjesc și au făcut crusta asta, culoarea asta frumoasă. Nu cu smântână, astea le pregătesc pentru tartine, tot cu fursecuri, stai că s-a prins pielița asta, s-o scot. Tot pentru tartine, fursecuri, maioneză, usturoi, ceva verdeață și deasupra punem așa frumoase creveții ăștia aranjați, ori așa în sus, ori așa să fie ridicați în picioare, ori cu cazi, deja după imaginați, deja cum vor sta ei, cum vor vrea ei să stea. Ia uitați-vă ce frumoși sunt. Și iată, tot așa din creveți de ăștia, eu azi vă arăt un live cum voi face o salată sau două feluri de salată. În genere, am să fac un live cu diferite mâncăruri din creveți, să vă arăt idei de ce puteți face. Nu că idei, dar ce fac eu, ce îmi place eu. Eu să am eu pofte bune, nu credeți, dar poftele astea costă, cam scump și creveții și somonul, e, e prost gust, cum zice mama. Da, costă. Creveții ăștia, n-ai și vedem ochi și costă grămadă. E ca pe chestia asta, eu am dat aproape 200 de lei, sau mai timp, chiar peste 200, nu mai țămiți. Nu, dar aici nu, e jumătate din pachet. Nu vă arăt de care mi-am luat eu pachetul. Că e mare, sunt mulți acolo creveți. Luați la numărul 1 am găsit. E ca așa mare, el e mare. E, mi-au mai rămas creveți pentru salată. Da, sunt foarte buni. Stai, stai când ghideți tătă aici. Tătă gospodărie. Tătă dezordine. Gata, uleiul. Mulțumesc, doamna Gina. Nu vă spăreți de mine că e cald în casă și lucrez pe față. Salut, scumpa, îți doresc un Paște fericit, Ludmila Balan, și eu îți doresc de tot sufletul meu. Gata, creveții mei lângă pește, merg acolo la răcit. Nu mai faceți live, ne faceți poftă, dar hai la magazin, repijor, vă luați. Clar, trebuie. E ca așa, să vă faceți în alte zile, e ca așa și peștele, gata. Asta o să fie la noi. Eu voi combina, voi pune pește roșu și creveți, așa, tartine cu creveți, deci crevete. Voi pune într-un platou mare peștele roșu și ceva legume acolo. În alte platouri voi pune carnea. Și n-am mult feluri de mâncare, vă spun, alte gospodine fac în genere, voi chiar toate de acolo. Eu nu fac multe feluri, eu fac puține, dar bune, așa. Suntem, nu suntem mulți, nu ne vin oaspeți să ne plecăm la părinte. Dar vă arăt așa niște idei de mâncare tare gustoase, care ne place mult. Vă doresc multă sănătate și fericire, un Paște fericit. Mulțumesc, Ion, din tot sufletul și tuturor care mi-ați o grămadă comentarii cu felicitări de Paște. Tare mult vă mulțumesc și la fel vă doresc tot ce... Ce-mi doriți voi? Mie e întrăit, înzecit, însutit. Nu știu cum, înmelionit înapoi să visi. Așa, acum mă ocup de bătute și de cărnița pentru Cezar. Cezarul a început să vă spun cum îl fac eu. Cred că am făcut un live tare de mult cum îl fac eu, Cezarul, eu.
primul strat mix de salată verde, stratul 2 roșii, tăiete, puteți dacă aveți roșii cherry, le lăsați așa întregi. Ce, momicu? Al treilea strat, cărnița de pui prăjită, dacă o puteți coace în cuptor, dacă o puteți fierbe, cum vă permite sănătatea, știți cum, cu sănătatea nu te joci. Dacă nu poți mânca prăjit, asta e la diet trebuie, că sănătatea e sănătate, trebuie să o păstrați. Deci că aici mai pun o bucată pentru... Iată cărnița, nu vă arăt cât carne eu voi folosi. La salat se fac de două sau o dată, de două ori salată, hai. Ia că oftă asta că mi-am dat ștergare. Iată carnea asta, ea care e mai mărunt, care e la... Asta voi folosi-o la... Mai pun o bucățică și asta va fi pentru Caesar salată. Așa. Următorul strat, după pui, pun... amestec maioneză tot cu usturoi. Eu usturoi pun în toată mâncarea. Clar că nu se face așa. Se face cu iaurt, cu diferite, cu alte condimente. Voi știți foarte bine. Voi faceți încă mai bine ca mine. Dar eu vă spun cum eu fac. Și toată consistența asta de maioneză, eu nu amestec nimic. Fac așa straturi. Și toată consistența asta torn tot peste carne. Acum nu pot să vă arăt. Asta am să fac la masa de sărbătoare deja. Și toată consistența asta de maioneză cu usturoi o torn pe toată pe suprafața de salată verde, roșii și pieptul ăsta de pui prăjit. După asta pun pesmeții. Pesmeții îi fac de casă, din pâine nu îi iau de ăștia condimentați. Fac eu de casă, din pâine coc singur în cuptor. Și următorul strat, cât mai mult cașcaval parmezan. Unde e cașcaval parmezan, acolo e bun. Voi știți gust, oferă cașcavalul parmezan. Și așa, și sănătate și voi, și sare, spresurat sare peste roșii un pic. Știți că legumele vor sare. Și gata! Și e gustos, dar și să mai întreabă ori oaspeții, vin ori chiar soțul, mă pune să fac încă o dată, de două ori la masă. E foarte gustos. Clar că ea se face cu tot alt fel, un pic așa, dar eu fiecare rețetă o interpretez în modul meu. Mult noroc, mulțumesc Ștefania, dar să vă și mai felicitat acolo. Ionuț, mersi și noi vrem. Faceți! E important să primim lumină în suflet. Da, foarte corect, astea sunt cuvinte de aur. Eu vă zic, eu sunt gospodine mult mai bune ca mine și fac diferite și aranjează în platou în diferite moduri, diferite arte, dar eu fac așa, sănătos și gustos și e nu chiar sănătos, am de sărbători. Gata, trebuie să prăjesc carnea, să le pun un pic la murat în sare, sare cu piper, tot așa amestec la un loc. Paște fericit și multă sănătate, Marian, mulțumesc! Textul s-a mai scris, nu știu ce. Am multe mesaje sus, vă doresc multă sănătate, am citit asta. Facem și noi în Franța, ok. Salut scumpa, Ludmila Balan, mă ating că am spus, am citit, da? Doamna Gina, salut! Salut și paște fericit, Cristina Axenciuc. Ia spuneți voi sunteți la părinți sau unde sunteți? Ați venit la părinți, nu v-au sensibilizat filmulețul Emilian Crețu, că vă întreb și acum. Pe mine tare, chiar dacă s-a acasă, dar tot m-au sensibilizat. Eu s-a fost în locul vostru, nu puteam, eu nu luam valiza și hulughi și acasă, dar chiar așa mulți au făcut. S-au venit acasă, s-au șoat bilete să vină acasă. Datorită lui Emilian. Așa, le sărăm un pic astea pentru cu sare și piper pentru Cezar. Și până se sărează ele, până sărez bătutele și le pariez, le voi prăji astea pentru salată Cezar. Da? Salutări de la Roma! Paște fericit Antonia! Paște fericit Vasile! Valentina!
Cine acolo încă? Bărbat ai? Am bărbat, măi, oameni buni. Cum să n-am bărbat? Dar și eu zvădană sau și n-am drept și eu să am bărbat. Și chiar nu se vede că sunt femeie aranjată. Dacă scriu poezie de despărțiri, nu știu de ce asta înseamnă, nu înseamnă că scriu despre mine, măi, oameni. E tot normal la mine. De Doamne, sănătoși și Paște fericit cu fetița, mulțumim, ea ca eu. Mama, acum nu-i ofer ei atenție și ea își cată micuța, activități, ea ca nu trebuie. Pasă a urcat pe scaun și mai n-a căzut. Și la perdica aceea și-a învelit mâna cu perdica. Școade, mămica, mireluț. O, a lăsat-o să doarmă o oră, să-i treacă oboseală. Cum se numește acel videoclip de care spuneți? A, nu l-ați văzut. Intrați la Emilian Crețu pe YouTube, chiar sau pe Facebook. Emilian Crețu, da, sunt român. Și găsiți acolo primul videoclip, ultimul videoclip lansat. Stați așa, la mine, stați ușor. Să pun la prăjit cărnița pentru Cezar. Eu o prăjesc de acum, să nu umblu mâine cu prăjitul și nu știu ce. Și dacă azi seara mi-a stat poftă de o salată Cezar, o fac și azi seara, dar dacă și să fac. Soțul nu rabde până mâine sau eu. Gustăm și azi din ce am făcut, nu? Cred că și voi așa sunteți. Și copiii mai ales vor să guste o curjoală. Dar cine cântă? Iată, Mirela vă cântă. Nu vă cânt, dragii mei, zilele acestea, m-ați înțeles, cred că. Vă dați seama, nu pot să-mi permit să cânt de așa zi. Treci sărbătoarea asta și vă cânt cât vreți. Numai să răbdați. Da, suntem la Paris, dar din păcate și povestea noastră corespunde cu filmulețul lui Emilian Crețu. Da, Cristina, filmulețul ăsta cred că va rămâne în istoria sufletelor tuturor. Chiar și pe mine m-a marcat, chiar aud cât laudă îi fac și las că să ne pună muhorici. Auzi, Emilian, un a priori wine din partea ta. Auzi, eu aștept, eu îl glumesc. Bună seara, Răzvan! Hei, am și eu o leacă de oameni care mă urmăresc și... Ia uite cât i-am trimis la tine în pagină. Un a priori wine, să ne vină cu un buchet de șala floral. Și de obraznic. Cu un buchet de șala de Paște, ia! Obraznic, să ajut! Am uși cineva să-i arăte și să zică, ia uite-o asta și de... Și-și permite asta lui Ciorici. Asta lui Ciorici în genere, mult își permite asta în genere. Cum îi scriu alții. Cum îți permiți? Cum îți permiți tu să vorbești așa cu noi? Cu poeziile astea care am scris pentru amante, pentru... Dar tu cunoști? Ne-a scris o doamnă în privat, m-a certat de doamnerești. Dar ce faci tu pentru ca să ții bărbatul acasă? Tu! Prin ce muncești tu? Nu bărbatul sau amanta de vină, dar tu ești de vină. Eu credeai că eu despre mine am scris. Și mă certa, dar eu asta am citit, dar nu i-am răspuns respectiv, că m-a lăsat-o să rămână cu jelei. Asta clar, când mi-a scris o amantă care tare am făcut furori cu poezia și ea s-a supărat tare mult pe mine, mă scuzați, dar v-am scris una și de... din păcare, adică am încercat să intru și în pielea celor care sunt în așa situație, nu de Doamne ferește. Paște fericit alături de cei dragi. Mulțumesc, Viorica Dodă. Iată, eu le săresc sare și pierd, la fel ca peștele cu mâna. Eu cu mâna te fac. Paște fericit și mult sănătate. Stați cu sus mult, mulți ați scris. Piteștiu este cu tine. Sus, Piteștiu! Mulțumim frumos! Tot România, am mulți tineri și România și tot și diaspora, clar, în primul rând de la ai mei de aici, din Moldova. A, dar știți că am să postez, am să fac o statistică, am să vă arăt o statistică din pagina mea. Cei mai mulți urmăritori sunt din România.
65% din România, apoi din Moldova și diaspora deja. Și uitați-vă, am urmăritori din toate zonele României, chiar sunt mama uimit și din Buzău, și din Brăila, și din toate părțile am urmăritori. Eu cred că voi înțelegeți ce vorbesc eu. Fiecare aveți specificul vostru, dialectul vostru, eu vorbesc în dialectul meu. Eu sper că voi mă înțelegeți. Dacă nu mă înțelegeți, dați-o leacă mai tare sau mai înșet. E găzi, grăiesc să mă dorm. Violeta Vlas, mulțumesc din suflet și ție la fel. Stai că eu mai sus citesc. Soțul nu apare deloc, iar cu soțul întrebări. V-am spus, dragii mei, n-o să apară el nu vrea să fie urmărit. El nu iubește, el nu-i persoană publică. El se deosebește foarte tare din mine. El nu are cu arta absolut nimic. Nu are cu publicul absolut nimic. El este un constructor, un inginer constructor excelent. El construiește case în tot Chișinău și toată Moldova. Face case pe pământ, construiește. Și lui nu-i trebuie publicitate, artistismul ăsta. El nici nu are timp de poeziile mele. Da, nu mi-e interzice nici mie să... Clar că... Of, sărmanul, dar știi cât de mult mă jignesc? Eu nu-i spun, clar. Apă, nu știu ce ar fi, cred că mi-ar interzice. Dar voi să nu-i spuneți. Eu nu-i spun. Eu spun că e tot ghinuș frumos la mine. Dar voi nu mă trădați. Paște fericit acasă cu familia și sărbători binecuvântate. Așa, mulțumesc frumos, Doriel. Și din Deva, ia. Stai, să-mi spăl mâine. Să-ntorc cărnița. Așa, nu mama, tu vii să ajuns pe mamă? Vreau să întorc cărnița pentru Cezara. Stai, că tot așa o fac să fie rumină? A, dar încă nu e... O mai las așa un pic să fie rumină. Ah! Am stropit precis telefonul. Da, dar mă-l șterge. Mulțumesc, Marcela Angela, și eu vă respect. Voi toți sunteți. Salutări din Italia, Alina, și eu vă salut din mama Moldova. Ia, de să blocăm acolo un obraznic. E ca nu cum, vedeți ce comentarii scriu. Nu cum să nu te enervezi sau să nu tragi atenție. Nu cum poți să-și permit să vorbească așa, e ca eu și dezbrăcată, că eu zvrei în ea să nu fac. Și-a copilul lângă mine și-a scrie așa prostit. Că spun oameni bolnavi, oameni care n-au psihica sănătoasă, nu știu cât de. Cum poate să-și permit el așa să-mi scrie? Nu cum să-mi fie nervez, așa nu. Paște fericit acasă, atât de trist. Așa ne așteaptă și mama pe noi. E drept, Mihaela Holger, doamna Mihaela, așa este. Așa, gata, am întors. Iată așa, fie rumen un pic, dar nici tare uscată, că să nu fie tare uscată. Asta e pentru Cezar. Nu prăjesc mult carne, că voi face de două ori sau trei. Dar chiar uite cum își permit, stau cu copilul lângă mine și îi scriu așa și eu stau dezbrăcat în fața voastră, să-mi scrie așa prostie de normalile, doamne, nu știu, nu vreau să-mi împuie. Sucă de păcate. Am încercat să vă dau cerere marce, Angela. Angela, dacă se eliberează ceva, eu chiar cer, dar nu sunt locuri. Apeși butonul urmărește și vei vedea tot ce fac. Ia să pun un pic capacul să nu rămână sânge. De cine e bravo la mama? Cine e bravo? Dacă... A dormit o oră. Corect, Oxana. Dacă e... Nu cum, e ca așa. Și crezi că ăsta e primul? Dacă îți așa își permit să vorbească? Hai, vreau să pregătesc făina. Sunt doamne care fac bătutele acestea cu pesmeți, da? Dar eu nu folosesc pesmeți, ele au parcă gust dulciu, nu știu cum. Și
parcă dulce și sărat, nu înțeleg. Eu folosesc făină, le dau mai întâi prin făină, apoi prin ou, așa, model standard, tradițional, cum îl faceți și voi. Angela, cât drag! Salutare, aveți poezii foarte frumoase, Mihail Peleagă. Mă bucur că sunt așa moldoveni cu talent mare. Dragii mei, eu v-am spus. Iar. Я вряд ли не сустрага пенсия, как пердика осталась, не бой, да пенсия. Так, ох, сказать, как поголодьем. Gata, carnea mea pentru Cezar, salata Cezar e gata. Iată așa, rumenă și frumoasă. O pun la răcit și pe ea, apoi în frigider. Salata Cezar este gata. Adică nu salata, dar cârnița. Din piept de pui. Aici avem somonul, se răcește, tam trebuie să fie răcit. Și creveții pentru tartinele mele iubite. Asta e gata. Stai să văd ce-ați mai scris. A, Mihail Peleagă. Am zis, da, de poezie am început să vorbesc. Nu sunt poezii. Mai bine ziceți-le discursuri motivaționale, așa e mai corect. Sau poezii motivaționale, că nu sunt poezii. Că ia ca primesc critici de la poeți care scriu poezii adevărate. Și eu îi încurc pe dânsă tare, înțelegeți că... Eu am prea mulți urmăritori, dar lor nu le ajunge, știți, știu. Respectiv, le-am furat pâinea, știi? Și am supărări mari de la poeții adevărați. Nu știu ce să fac eu. Eu pe nimeni n-am pus cu dea să las mă iubească. Dar dacă cineva nu-i iubit la fel, astea sunt problemele lor, cred că nu sunt ale mele sau ale paginii mele. Mulțumesc, Marcela Angela, încă o dată. Foarte mult îmi place să te privesc, îmi face plăcere. Azi nu vă pot cânta, mulțumesc, Oxana, nu vă pot, nu cânt în săptămâna asta, că e săptămâna neagră, dar am intrat așa să gătesc cu voi și am să fac, dacă îmi permit fata. Stați o secundă. Colează! Da, unde-i colează? Unde-i iepurașul, Mirela mea crește și are nevoie de mai mare atenție și eu simt asta și ea nu prea, vedeți că este geloasă când eu vorbesc cu voi, ea și prin diferite metode încearcă să mi atrag atenția și eu înțeleg și mi-e milă și dânsa, dar vedeți că încerc și vouă să vă atrag atenția, să nu vă supărați. Ca păi jele, ca ziceți că gata, ori m-am dus, ori m-am bolnăjit, ori unde e, unde sunt. Ei, cum până acum cântai, dar acum, grosul Elena, păi e săptămâna neagră, nu pot să cânt acum. Acum Hristos a trecut prin așa dureri și eu să mă bucur cu muzică veselă, am să cânt, să termină săptămâna asta și cânt. Nu vă temeți, de muzică nu mă las. Puteți că mulți mă critică tare că... Cânt tare rău. Ce să fac eu? Nu sunt bună nică, nu pot, nu sunt perfect. Stai, o duc la baie. Ia că atenție atât la copil, scuzați. Mireluța, vină cu aici. Haideți, brac, pantalonașul. Haideți, brac, pilotii. Vine cu aici. Thank you.
Gata, mama, să duci la oaspeți. La oaspeți mă duc, dar și... N-ați plecat, ați plecat. Dacă... Așa e cu copilași micuți. Are nevoie să o ajut la baie când merge, că nu în singur stine. Pentru ce sunt ouăle? Așa, voi face bătute. Acuși amestec ouăle, aici am pregătit făină. Și bătutele mele sunt sărate deja și pipărate. Le-am lăsat un pic să absorbă sarea și piperul. Și acuși se bat și ouăle. Îmi place ceea ce faci. Mulțumesc, Elena. Din tot sufletul. Eu, așa, v-am zis că aici pe profilul meu voi face mai des așa live-uri. Să vorbim, să mă mai aflați din alt perspective, că primesc multe întrebări în timp ce cânt. Sau îmi scrieți și nu pot acolo vorbi, că sunt multe dedicații. Cânt în continuu și super oamenii că nu le răspund la întrebări. Dar nu pot, și am zis că aici, în live-urile acestea, unde voi face mâncare, aici vom vorbi mai mult. Și vedeți că numai gura mea se aude, mai vorbiți și voi. Mă doare gura, dar am atâta vorbit, taca-taca-taca-taca-taca-taca, o moară stricat. Numai eu vorbesc. Mai vorbiți și voi. Hai, amuia, șine, eu cu idocul. A, vrea să fie cineva în live cu mine? Dar numai o doamnă, pe bărbați, nu, că păi... Bă, îmi dați seama de ce. Vrea să intru, doamnă, acum cu mine? Să încercăm să invităm în live-ul nostru pe cineva? Cine vrea? Cine are curajul să vorbim? Hai, în timp ce prăjesc bătutile astea. Cine are curajul? Ia, sunați-mă, sau cum se face? Pe cine să sun eu? Cum se face? Da, e tăiat de subțire. Cum se... Vrea cineva să-l sun eu pe cineva? A, dar nu știu cum se sună. Cum se sună? A, să adaug aici, stai. Adaugă spectatori. Eu nu știu cum. Nu vrea nimeni să vorbim, da? N-aveți curaj, voi rușini. Zi, dar până nu-s pregătită, așa, zi, eu am eu fac mâncare, nu-s chitită. Eu oleacă am reușit să ne fac niște codițe și... Că nu pot apărea în fața voastră așa cum mă trezesc dimineața. Vă dați seama, oleacă mă mai fac și eu așa. Nu de tot mă gătesc. Dar de ce să mă cert soțul, Adrian? Ce fac eu urât ca să mă cert soțul? Tu s-a fost în locul soției tale, adică tu pe soția ta ai certat-o pentru ceea ce fac? Adică să facă ea ca mine, ai certat-o? Cum eu mă comport și eu fac lucruri urâte ca să mă certe? Ia. Ia. Hai să pun ulei la fiert, la încălzit. Niște persoane, mulțumesc, Mihail, din tot sufletul, pentru toată susținerea voastră, a tuturor, vă mulțumesc. Gata, voi pune, dar la un foc mai încet, bătutele, că se sfărăjească bine, bine. Că voi pune și capacul, că mănânc și Mirela și să nu am o întrebări. Nu, cu nici îndoială, Maria, tu ești o mare vedetă. Ei, mare vedetă, nu? Mulțumim! Mulțumesc, Cristina Axentiuc, nu mai sunt vedetă, nu ziceți așa, că nu mă consider eu. Am fost și am să fiu permanent simplă, așa cum mă vedeți. Niciodată nu o să mă ridic acolo sus, să privesc de sus la voi. Atâta cât îmi permit să fiu aproape de voi, am să fiu. Iată, vă spun unicul motiv care este fetița, care vrea atenția mea. Adică unicul motiv de ce vă ofer mai puțin atenție. Dar cred că s-a săturat alții de mine. Micu Doina Tănăsucă, mulțumesc din tot sufletul. Din Spania, salut. Italia, salut, Mariana. Mulțumesc frumos. A, Adrian, dacă... A, asta e în vedere, dacă într-un bărbat, într-un live. Dar, clar, cum, eu nu vorbesc cu bărbați, vorbesc cu doamnă căsătorită, n-a să vorbesc cu bărbat.
Vorbesc acolo unde sunt matrimoniale, acolo vorbesc cu bărbați, cu femei, dar aici eu sunt căsătorită, nu pot să vorbesc. Eu vorbesc cu bărbatul meu doar. Cred așa cu voi la distanță, dar nu pot să-mi permit. Cred că o să mă înțelegeți. Eu sunt femeie cum scade, nu scade și ea din poezii. Stați să aranjez, să... Dau, iată, nu vă arăt tot procesul, am dat aici tot cu făină, nu știu să șterg. Acum vă arăt cum fac, stați, dar mi-e greu cu o mână, trebuie să am, să mă filmeze cineva, dar și am ajutoare. Nică n-am. Tot singur fac. Am dat prin făină bătută. Și în tigaie. Dați să dau mai aproape, mi-e greu. Bătuta, voi știți cum se face, prin făină. În ouă tot am pus sare. Sare și piper. Eu pun în toată mâncarea sare și piper. Nu mult, așa. Nu mult, fiindcă mănânc și mirela. Bătutele îi plac și ei. Nu facem în toată ziua, dar de poftă. Îi dau și ei. Ce gătești gustos? Acum am gătit somonul, este cop deja, creveții pentru tartine și acum fac bătutele astea. Stai că a să-mi arăt fața, că n-a să prăjiți numai cum mă joc aici eu. Iată, când a crește fata mai mare, o să mă ajute ea cu filmatul. Dar poate voi avea ceva, ei, poate eu am vise mari, poate voi face ceva, ei, o să vedeți voi dacă o să mă ajute Dumnezeu, o să mă ție în viață. O să mă ridic eu poate, nu numai în casă și... Am eu vise, dragii mei, dar nu știu dacă se vor realiza vreodată. Am idei, am planuri, dar nu le pot realiza. Trebuie bani. Dar noi am bani, nu-i folosim în altă parte. Pentru ceva mult mai important. Adrian, mulțumesc. Da, mă strădă. Ei, nu mai sunt, sunt doamne mult mai gospodine. Ia că aduceți-vă în grupul Gustoșel. Acolo, doamne, prin graș numai privind pozele cele și mâncăruri gustoase. Eu acolo postez numai așa, când am gătit ceva extraordinar. Da, eu gătesc mâncarea tradițională pe care o faceți și voi. Cu unele excepții, ceva din, vă arăt, cu somon, cu salate, cu creveți, ceva de mâncare sănătoasă. Dar după sărbătorile acestea de Paști, începe regimul meu strict, că am adăugat. M-a adăugat vreo 3-4 și trebuie să le dau jos brusc. Eu am fost la menținere și tot zic ei, dar eu sunt la menținere și spoate. Și că tot așa, menținere spoate. Și am adăugat, că trebuie brusc regimul. Vreau să fac, v-am spus în primul live, vreau să fac o detoxifiere, o săptămână doar sfeclă roșie să mănânc. Păi, dragii mei, slăbești și îți curăți organismul de toate toxinele. E foarte bun această... Am să fac live-uri cu idei de mâncare doar din sfeclă roșie. O să vă... sper să vă plac. Stați să-mi șterg aici un pic, am stropit un mărdări de făină. Stați așa. Stați cu minciuri, nu fugiți nicăieri. Că eu trebuie să șterg aici, nu numai să grăiesc cu voi. Sunt gospodină sau și doamne, ferește. Totul e cu ajutorul Domnului, principalul că sunt vise. Da, Oxana. Sunt vise și știu că se pot realiza visele astea, dar trebuie bani trebuie. Nu poți face nimic fără bani în ziua de astăzi. Totul e cu bani și cu cunoștințe și cu cumătri și cu... sau fără cumătri. Eu încetșor, iată, nu fac amuia un fel de, hai să zicem, popularitate la nume, da? Și poate cu numele meu încep încetșor să fac ceva. Poate îi face... se vor adresa cineva să fac publicitate sau ceva și încetșor voi strânge și noi îndeplinim un vis, a doilea, al treilea și a patrulea, cred că
Dar trebuie, măcar unul dintre ele, sau două, sau trei, sau patru, ideal, dar trebuie până la sfârșitul vieții să le fac. Da, o să le fac. Dar nu vă spun încă și. Da, mă duc fetița iară să o duc la baie. Da, stai. Da, mama, mama, te duci. Da, mama, te duci. Hai să duc. Dar mă așteptați, nu plecați. Hai, mama. Dragii mei, o să mă înțelegeți, copilași. Îți trebuie un sponsor, Oxana. Da, e că trebuie să încep a mă interesa. O să vedem, poate cineva care prin publicitate ceva, o să văd. Trebuie să apară odată și odată ceva, știți cum. Da, am ușitat să vă spun cu dragii. Dar să cer, știi, să vă rog pe voi, de exemplu, să deschid un ceva donații, să mă ajutați. Nu pot, știți, nu mă duci îndrăzneală. Iată așa arată frumușele, rumenele, bătutele mele. Capac acum nu pun, să nu se... Le las așa să prindă crustă. Prima dată, am uitat să vă zic, prima dată când le pun la prăjit, pun și capacul să prăjească bine. Mai timp că v-am spus. Dar două ori nu mai pun capacul. Mă duc o secundă, revin. Mă duc, fetița mă cheamă. Nu vă supărați, fetița are nevoie de atenție. Da, mama, mă Spălat fetița, dar voi n-ați plecat, sunteți bravo! Noi am spălat fetița, vină cu zicerii, 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 dar voi o să mă credeți, mai ales mamele. Voi știți ce înseamnă copilaș, mai ales de ăștia, ca Mirela mea. Care vor atenție, care nu pot fără mama, e că ieri. Fără mama e prăpăd. Iată așa culoare frumoasă făcut. Nu le-am rămânit tare. Stai, cineva a scris acolo mult. Cătălina, da, mă strădă, vedeți că mă rup în toate părțile. Mi-a scris cineva acolo, ca asta. Care face mai multe lucruri deodată, cum îl cheamă, am uitat. Nu Napoleon. Spuneți voi că am uitat. Doamna Maria, mulțumesc, stai, cine, Dorel.
Uite ce cuvinte, dar eu acum când mi-e rușine să le citesc tare. Mulțumesc din tot sufletul. Eu, dragii mei, vă zic așa, mă strădesc să fiu naturală, simplă, așa cum sunt eu, cum mă știu a mei, cum m-a văzut, m-a făcut mama, cum este și mama mea, de fapt, cei care știți pe mama mea, din prieteni, rude care sunteți aici. Eu îi seamăn mult mami la caracter, așa e, tot mama e sensibilă, așa e moale. Mulțumesc, Dorel, încă o dată, pentru toate cuvintele. Și Cătălina. Cu soțul nu gătesc, Cătălina mă întreabă. Nu gătesc cu soțul, că soțul nu... Soțul face bani ca eu să am din ce găti. El nu iubește să gătească. Cândva gătea, înainte de nuntă, gătea și el. Da, după și ne-am căsătorit, gata, s-a terminat, talentat. Și gătea, și spăla vase, dar acum el așa mi-a spus. Eu am grijă de cade, să vă aduc bani, să aveți de toate, dar tu ai grijă de casă și de fată. Și ne-am înțeles, și are, eu am grijă de fată, de casă și de mine, de mine în ultimul rând. Dar el are grijă să aducă, să avem și pune pe masă. E foarte harnic, e foarte muncitor, e specialist bun în domeniul pe care îl face. E bravo. Eu îl laud, eu i-am spus că eu te laud la oamenii mei. Tu nu știi, nu ți-a spus de nimeni, nu ți-a spus că eu cum te laud. Dar nu mi-a mai spus nimeni, dar îi spune, dar el nu recunoaște că îi spun tot ce fac eu. Dar el nu vrea. El are orgoliu, e orgolios. E băiat cu caracter. Și Mirela îi seamănă lui, la tot, și la față, și la caracter. Și îi seamănă tot lui, și Mirela fix așa e orgolioasă. Dar deja artistic îmi seamănă mie, cu arta, cântă, cu cartea, cu alfabetul, cu asta tot e mie înseamnă. Ești un model de femeie romantică și faci multă plăcere celor ce te urmăresc. A, dai multă plăcere. Și cred că mult de vârsta ta trebuie să-ți urmezi exemplu. Vai, ce frumos! Mulțumesc din suflet, Sica Barbu. Uite ce frumoase cuvinte eu primesc. Nu, cum să nu mă tochesc, mai oameni buni? Dar eu mă tochesc ca o bombonică, e cât mă. Gata, eu am ușia, mă ofilesc și n-ai să aibă și nimeni termina bătutele. Sărbători frumoase! Doamna Mihaela, mulțumesc din tot sufletul și vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți cu mine și mă iubiți, mă țineți. Am foarte multe doamne care sunt de vârsta, nu zic vârsta înaintată, dar de vârsta a treia, corect să zici, sau a doua. A doua, cred. Și știți, primesc din partea dumneavoastră, doamna Mihaela Fulger, doamna Viorica Dodu, eu deja le cunosc și numele și pozele, profilul. Doamna Gina Dobri, iată eu, doamnele acestea, trei, le simt ca pe niște mame, știți, mi oferă așa căldură, dragoste, cuvinte ca de la mamă și așa. Vă țin pe mulți, recunosc la mulți numele, dar uite, la doamnele acestea trei, le țin minte, deodată le văd, că le știu, le simt căldura lor, știți, ca de la mamă. Și nu, știți, ceva apropiat, ceva sufletesc. Mă duc să o îmbrac, că a fost făcut băieță și vedeți, stați, v-am oferit vouă bătutele la... Așa am pus capac, să vă arăt cum arat cu capac. Iată așa. Punem capacul ca să se sprăjească tot sângele ceala, să nu fie nimic roșu. Mă duc să îmbrac fetița și vin. Să mă scuzați. Prințesa de mama! Prințesa de mama! Thank you.
Doamne, pietrele astea mari, pietrele astea mari, voi n-ați plecat. Moldova, fete frumoase, vinul bun și bomboane bucurie. Asta ne reprezint, corect? Ne-am înțeles. Asta e descrierea țării noastre și e bine. E frumos, mulțumim. Dați vă le arăt frumos și rumenielile mele. Frumusele și... Clar, că nu-i sănătos, vă dați seama, că-i prăjit, că-i ulei, știi? Dar regimul meu sănătos, asta e pentru soț, lui îi place tare. Regimul meu sănătos, să te nu-i termin gândul, regimul meu sănătos vă începe după sărbători. Cine mai vrea mai, să mai fie cu mine, înscriți sau intrați în grupul Slăbim Sănătos Fructe și Legume. Și acolo mâncăm numai verdețuri, numai să nu începem acot codoșii. Nu mai ai o soră, Cătălin, nu mai am o soră, am 4 frați mai mari decât mine. Am nepoate. Te salut, Adrian. Asta e adevărat, la mine soțul tot muncește, dar eu stau acasă și răsfăț în atenție și fac bucate care le dorești. Da, așa e, la noi așa e un tip de familie. Diferiți familii sunt. Sunt familii unde soția muncește și soțul este mai lângă copii, mai lângă casă. Nu zic că nu e corect forma asta de viață și nu. Sunt doamne care nu pot să nu muncească sau să stea acasă. Înțelegeți? Dar eu sunt casnic, mi-mi place. Chiar îmi place. Eu nu stau de cu deasă la acasă. Chiar îmi place. Da, din cauza că am visele acestea mele mărețe, vreau să le realizez. Gata, am să dau fetița la grădiniță, încă nu vreau să o dau, mai așteptăm un pic când va vorbi mai bine să-mi spună ea tot ce și cum. Bărbatul trebuie să muncească, să aibă grijă ca familia să aibă o bucată de pâine pe masă, dar femeia trebuie să aibă grijă de casă, de copil și să pună pe masă și să-i dăruiască toată dragostea soțului. Iată și frumos a scris Dorel, bravo! Iată, așa e la noi, așa e la noi tipul de familie. Da, când dau fetița la grădiniță, deja ies și eu din casă. O să mă gândesc și-a în avară. Dar nu stau cu dezul, îmi place. Eu la fel am procedat cu familia mea, Adrian. Da, corect, cred că e cea mai ideală varianta unei familii. Femeia nu ar trebui să muncească mai mult ca bărbatul sau să se obosească mai mult decât bărbatul. Bărbatul agonisește, știți cum, dar femeia cheltuiește. Nu trebuie, femeia trebuie să fie răsfățată. Nu trebuie să fie obosită, să aibă grijă ea. Da, e foarte bine. Dar stați să vă zic încă ceva. Sunt femei care sunt carieriste. Ele nu pot fără carieră, înțelegeți? Visul lor, adică, hai că și eu am visul acesta, dar în vedere, toată atenția lor este concentrată asupra carierei, sunt carieriste. Sunt familiiste, așa cum sunt eu, altele sunt altfel. Tot depinde de femeie și de bărbat. Nimeni nu trebuie să fie fix așa cum este scris în carte. Mirela mea tot face nebunii și eu tot fac bătute. Natalia, ai și tu o Mirelă? O pup din partea noastră. O pupăm noi cu Mirela. Tu tot faci bătute. Ia uite, vezi și ne asemănăm. Suntem gemeni. Da, Mirela mea are nevoie, crește și are nevoie de atenție mai mare de la mine. O simt că vrea, deja înțelege multe. Gata, sunt gata și de partea asta, vă arăt așa frumos arată. Iată acolo, nu știu ce îmi prântește jos, am ușit prăcis, o strica ceva, mă duc să văd. Așa, mă duc să verific cine a stricat ei mie acolo. Oh, copiii ăștia, nu ce să-i fac, nu pot să o bați. Nu cum să bați miezul ăsta de dragoste, ha? Femeia este oglinda soțului și acasă. Ia uite ce frumos, Adrian, vorbești. Bravo! Stai să văd și faci mulța mea.
Făcă-șuță. Haide. Am dezbrăcat-o așa de cald la noi că fac și mâncare. Și aș dezbrăca un maio, dar mi-e în grijă, dar am lăsat-o fără pantalonaș, că e foarte cald. Am deschis fereastra, dar tot e cald. Bătute ca la Moldova, așa ea, ca la noi așa se fac. Rumeniele, frumușele și când le pui în farfurie, le mai tai așa, un pic. Dar stați că mai trebuie să pun la prăjit. Da, pupici, pupici și noi vă pupăm, Natalia, să vă trăiască Mireluța. Miriela, numele Miriela pentru fata noastră, soțul i-a pus numele. De unde mai ai auzit numele ăsta? Măi, vă spun cum vorbim noi, da. Dar eu am avut așa o listă, nu pot vă arăta cu mâna nimeni, dar o listă întreagă cu diferite nume. Ruxandra, Florina, Lia, eu Lia îmi place, numele Lia. Cred că dacă voi avea a doua fată, voi pune Lia. Diferite nume românești, moderni. Și când am auzit el Mirela, dar el a auzit la un prieten de lui, fata lui o cheamă Mirela. Dar ei trăiesc peste hotare. Și îi țin, cred că, legătură, nu știu. Și... așa de tare ne-a plăcut și deodată ne-a în cap. Mirela e format din note muzicale. Numele este format din note muzicale. Mire și la. E zic, gata, e ăsta numele, nici nu m-am stat pe gânduri, e ăsta numele, dar eu nu prea am auzit numele ăsta, atunci nu prea să... Acum, gata, multe Mirele sunt. Stai că mulți ați scris acolo și nu reușesc, că e greu, mă, e că scol și mâinile, știi? Și soțul i-a pus numele, dar dacă voi avea a doua fată, dacă va fi tot fată, am să o numesc Lia, cred că, dacă va vrea el. Că el, dacă nu va găsi el, iar un nume mai frumos. Ce-i iar vrea atenția. Eu te mamă de muzică. Ia, da. Opa, așa. Hai. Dar tu vrei să colorezi mama să-ți dă apă? Eu te mai bine așa să-ți dă mama să colorezi apă cu pensula. Stați să-i dă o activitate, că e vrea atenție. Da, mama, hai vină cu să colorezi. Nu, nu, uite, mama, îți să colorezi cu apă. Vină cu aici, uite-te la mama. Nu colorează culorile. Numai nu murdări, nu murdări hăinuța, maleta, bine? Stați, dragii mei, stai că mă învârtesc în zăși și nu știu ce să fac. Și unde am rămas? A, și dacă voi avea a doua fată, va fi Lia. E frumos, Lia. Stai, cine a scris acolo? Mult sănătate, doamna Oxana, vă doresc și putere. Așa, ceva acolo... A. Oxana, revin, că îmi pare foarte rău. Doamne, îmi pare foarte rău. Primiți părerile mele de rău și condoleanțe. Chiar n-am știut, eu vă văd după... comentarii, sunteți foarte pozitivă și bună la suflet. Îmi pare foarte rău, băiat de 17 ani și în accident. Doamne, doamne, eu un gener, zic, n-aș merge deloc, transporturile este cât e nevoie, ca am o iană, câte cazuri. O venit o familie din Italia, nu o familie, băieții la părinți, din Edineț. Și a murit, o accident fatal, vă închipuiți, Doamne ferește, și rest patru sunt comă gravă, vă închipuiți, și multe cazuri au fost de accidente în ultimul timp. Mașina asta și e bună, da, șirul ăsta te boțește și ți-e viața, Doamne, păzește-ne, Doamne, puteți. Îmi pare tare rău, doamna Oxana. A, trebuie să aveți pereche și creștinești. Gabriel, creștinești Maria, Mirela mea. Am botezat-o Maria. Dar nu trebuie să spun numele ei, da? Deja i-am pus și nume creștinesc, da. Ai, ai, nu mai stropi, măi, ultima. Gata, bătutele mele aproape sunt gata și eu vreau să mai fac acum ceva.
Dar știți ce vreau să fac? Dacă mai stați voi și fata mai are răbdare. Tătaru Natale. Eu i-am pus numele. Mie mi-a plăcut. Soțul nu a vrut până la urmă, a cedat și acum iubește numele și ia la nebunie, Natalia. Să vă trăiască la mulți ani. Doamne, păzește-ne, Doamne, de rău. Toate nevoile care se fac, am uitați-vă câte nenorociri, câte boli sunt. Doamne, rugați-vă la Dumnezeu, credeți în Dumnezeu să ne păzească de tot rău. Mulțumesc, Adrian, încă o dată. Sărbătoare minunată, Natasha, și eu îți doresc. Faci un băiat, sărăție, aha, tu mi-ai prezis, amu Cătălin, da? Dacă zici tu, las pic, trebuie să fii ca-n piesa aceea. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă? Mă mândre și am cu cine, că am băiat, am și fată. Aps, și cânti cu despre mine, da? Lasă-l și băiat. Gata, bătutele mele sunt gata. Șnițele de pui, sau cum ziceți voi. Sunt gata, frumușele, le las la răcit. Vă arăt ce am făcut. Eu le las așa permanent la răcit. Acum creveții le voi pune în altceva. Iată, am prăjit, am făcut peștele. Somonul deja este rece. Acum și-l pun în frigider. Creveții pentru înghit sec. Dar nu, mănânc unul, că nu pot. Păcătază. Creveții pentru... pentru tartine, pieptul de pui pentru cezar salata și bătutele deja. Sunt gata la mine. Îmi pus să le pun în vase pentru frigider. Mă scuzați, mă vedeți molfăind, dar n-am putut să nu pun o crevetă sau pap. Stați că e aici. Vedeți toată dizordinea, că eu la urmă toată scălamuș. Dați să spun un... Și le aduc aici și le pun în frigider. Da, Adrian, e bun. Mă mai laud o dată, dacă mi-ai zis tu. Somonul îl voi pune într-un platou mare cu părjoale din... Nu prăjoale, nu-mi dau seama ce vorbesc. Cu tartine din creveți. Tartinele le fac din fursecuri. Pâine de cea uscat, care ați văzut voi, am mai făcut un live. Unse cu maionez și usturoi. Și pe un platou mare va fi iat peștele, așa și ceva legume. Ori ardei, ori roșii, voi vedea ce voi face ceva de cor. Salata Cezar, am să fac o dată un live doar cu salata Cezar, să vă arăt cum o fac eu în modul meu. Dar am făcut un live mai vechi, dar cred că n-a să-l mai găsit. E tare vechi. Și bătutele le voi combina. Am tot ceva nesănătos. Am aripioare de astea fumate și pârjoale acuși trebuie să fac. Dacă voi să mai fiți cu mine vreau. Am să vă spun ceva. Spre toată rușinea mea, n-am... mașină de asta de tocat carne. Am cumpărat tocătură de carne, dar puțină. Am folosit-o toată în sarmale. Mama m-a ajutat să fac. Și nu mi-a rămas. Și am un pic de carne de porc și acum am să o cu cuțitul ăsta mare. O să vedeți Master Chef cum face tocătură de carne. Master by Ciorici Maria cu cuțit așa ea. Dar și nu spate de tocat numai decât trebuie mașină. Ia că dacă vreți să-mi faceți un cadou, veniți la mine cu o mașină de tocat carne, că n-am în casă. Cu toți rușunea. Vedeți și-s de obraznică. Cineva zic eu și de obraznică asta lui Ciorici. Și naglioș, ha? Gata, peștele gata, înveles cu folie de asta. Nu, las așa în chestia asta mare. N-al pun în altceva, asta e, platoul ăsta e mare ca să nu se rupă. Și-l las așa și-l îngheleș și-l pun în frigider. Și când îl pun pe masă de sărbătoare, îl iau direct de aici și-l pun pe alt platou mare. Și-l îngheleș cu folie alimentară.
Da, Ioana Matei, aveți foarte dreptate. Am emoții, Adrian, dar cum să n-am emoții? Eu sunt toată viața o emoție. Eu sunt emoții din creștet și până în nu știu unde. Sunt foarte emotivă și din cauza emoțiilor este a mele. Am avut și de pierdut, am avut și de câștigat. Dar viața merge înainte, măi oameni buni. Viața e frumoasă. Ia că învelesc așa bine, mai mulți straturi sunt. Să nu miroasă frigidera pești. Eu nu las niciodată farfuriile deschise în frigider. Primul rând, frigiderul absoarbe mirosuri, dar într-al doilea rând, altă mâncare va mirosi a pești, de exemplu, sau a altceva. Iată așa și o pun în frigider. Peștele meu e gata. Așa că eu am o bucățică, dar lasă. Acum punem creveții, stai că i-am adus. Punem creveții, i-am așa de astea pentru frigider, tot gospodină și vreți voi. Gospodină din talpă. Eu vorbesc așa, voi cred că mă înțelegeți, dar încă vă stricați de râs de mine cum grăiesc eu. Așa sunt doamnele adevărate, da, mulțumesc, Adrian. Totul bine. Nu-ți fă griji, nu-i ce e mai important mașina de tocat. Dar chiar n-am, uite vă spun, știi câte ori zic, ce-mi trebuie mie la bucătărie? Tigaie scumpă ne-a luat, că știu că fac mâncare multă și ne-a luat tigaie, am investit, ne-a făcut cadou de anul nou. Tigaie de 700 de lei ne-a luat, e că poftim. Dar întotdeauna mi-a scăpat din cap să iau o mașină de tocat carne și iacă n-am luat tocătură destul. Cam așa să fac eu, așa, am un cuțit mare și când încep a toca, vedeți, prima dată credeți că am mai tocat carne și să fac prăjoare. Și ceapa și usturoiul îl dau prin rozătoare mai mărunte și s-a terminat. Și grăiți voi, am ajutat ce faci nene și faci Lelea Maria. Lelea Măriuța și cărnița pentru Cezar, poate mi-a încăpea aici, o să încap. Vedeți, vezi ce a scris? Tare aș dori să discut cu tine așa între patru ochi. Mi-ar face o deosebit plăcere, nicio problemă, facem cadou. Ia uite, dau și cadou să găsim. Natasha, dar de unde ești tu? Ești în Chișinău sau ești în Stihotare ești? Cu mare drag. Eu iată acum, hai că sărbătorile astea. Uitați-vă, eu am promis, am zis că voi face live-uri, ne ducem cu fata prin oraș. Am promis. Dar ia ca sărbătoriu, ba o plouat, ba nu știu ce. Și n-am mai fost nicăieri. Și eu am să vă spun unde sunt la moment și veniți, vorbim, ne întâlnim, stăm la un ceai, la o cafea. Care-i problema? Lumea constă din comunicare. Dacă nu comunica unii cu alții, ia ca cum eu am, dacă nu comunic cu voi, eu mă înăduș. Eu trebuie să vorbesc cu cineva. Vorbesc cu fata, vorbesc. Dar cu altcineva mai vrei să vorbești, știi? Trebuie să vă știu să mai scris. Ingredienți când îmi trimit și mie telefon. N-am înțeles. Eu am doi băieți și soțul a spus să le pun un ce nume vreau eu. Paște fericit. Gata, bătutele mele le-ați văzut cum le-am făcut. Le punem și la astea la cuțitul. Și vor pleca în frigider, dar o leacă să se smerăcească, că se fierbiți. Și mai trebuie să fac eu. Am de-a spălat de-a vasă, dar... și n-am mașină de spălat vasă. A, ia că încă ceva. Dar aici nici nu mi-o pot pune, că e mică bucătăria, nici nu mi-e încape. Dar nea, eu vă spun drept, mie îmi place să spălă blidele. Mine mă liniștește. Nu știu cum pe voi, dar pe mine mă liniștește să spălă vase blidele, noi zicem. Rodica, mersi. Ia ca eu așa mai reușesc și să vorbesc cu voi. Natasha, sunt din Călăraș. Da, în Chișinău vii? Stați, făina asta eu o arunc, gata, nu mai folosesc. În Chișinău vii așa? Dacă poți să-mi scrii când vii, ne întâlnim, nu vă... Când pot eu, dacă aveți plăcerea, ne vedem, nu-i problemă. Iată, ne ducem în parc, acum se încălzește.
Ieșim la zoopark, la unde vreți voi. Olimpia, mersi, nu mai sunt acum, uite și înlușește fața de la căldură, e cald în casă. Mersi. Olimpia, mulțumesc, mă alintați de Doamne ferește. Și m-a cocolit, dar și mă fac eu cum mă tochesc, ca o bombonică, nici nu mi-ai trebuie nici soțul să mă alinte, e destul. Voi și m-a mai alintat, mi-a ajunges pe un deceniu. Hai să încercăm să tocăm carne. Am mai tocat eu, dar față de voi nu. Să-mi dați nota dacă o tochez bine. A, așa, un cuțit mare. Ia uite. Și să fac așa. Da, mai întâi le tai mărunt, să fac. Mai întâi tai mărunt. Stați să pregătesc carne. Să văd dacă am suficient, că am pus eu la dezghețat niște carne, dar dacă va fi mai mult slănină, să m-am înțeles eu cu prăjoalele mele. Ei, ne ajunge acolo de 2-3 prăjoale, măcar să am și pune așa de cor. Că ne ducem la mama, mama îți gătește, ne-a făcut rață, ne-a făcut rășituri. Ne-a făcut de tăt și ei ne dă, când vinem în Chișinău, ne umple geanta cu de tăt, ne dă. Stați că are un pic de slănină sau curiță. Ați tocat vreodată carne? Ca mine. Am uși să încerc eu, mă zic ca s-o fac, dar eu știu, s-o pot mărânță bine. Cum arăți ca o să toci carne? Am uși azi vedem dacă s-a primit ceva. Stați-o. Eu singura am mai făcut, dar față de voi nu și mă rușinezele. Am copii, Olimpia, dar cum să n-am? Am o fetiță, ea cam ea, i-am dat activitate și stă cu minte, că e până m-a stat pe aici. Are nevoie de atenția mea. I-am dat să colore, ea ca o coloreată acolo, lea ca apa, gata, s-a săturat. Îi dau o activitate, foarte repede să plictisești. Sau trebuie eu să stau lângă ea, că de altfel nu face. Tare repede îi treci pofta să fac ceva, numai eu lângă dânsa, să o ghidez, să-i arăt, dar așa și trebuie ca atare, dar uneori e bine și ei singuri să se joace. Stați că are un pic de slănină deasupra. Asta e cum să zici, de la ceafă, carnea, sau cum să zici, corect. Nu, pentru câteva prăjoale să am. În ce oraș trăiți în momentul actual, Gabriela? În Chișinău. Sunt din Chișinău, adică trăiesc în Chișinău, dar sunt de la sud-estul Moldovei. Da, să mai are o bucățică aici de slănină. Stați aici, eu atent, cuțitul este așa de bine taie. Mă tem să nu-i fac o rană de sărbătoare și apoi asta îmi trebuie numai. Gata, am urmă dacă îmi găsesc ceva. Stați așa. Așa, pun aici. Să pun aici ea, stați așa, să-i strâng și curățelă. Și mie îmi place curățelă. Am făcut ceva, repejoran știți. Am strâns și am făcut ceva, repejor am șters. Și așa, să fii curăță, gospodină mai și mai. Mulțumesc, Cătălina. Și fetița, dă Doamne, fetița mea, să fii, of, sănătoasă, să fii, tare, tare mult cu dânsa, am avut, tare mult m-am stresat. Mai întâi tăiem, dacă îmi întrebați cum puteți toca carne, mai întâi tăieți felii, subțiri. Am uș, vedem și vă ieși. Cred că vor ieși niște prăjoale de-astea lenoase, știți? Știți cum se fac prăjoalele lenoase? Cu bucăți mai mari de carne. Prăjoalele lenoase se fac și din carne de pui, așa, cu bucăți mai mari, știți? Se prinesc foarte bune. Dar că eu am să mărunțesc bine carne. Acum nu las moale. Acum încă o dată tăiem. Eu cred că voi vedeți ce fac eu aici. Dacă vă e interesant cum puteți toca carnea acasă. O mai tăiem o dată, încă mai subțire. Trebuie să ai răbdare, dar eu am răbdare, mie îmi place așa să mă joc.
Are o mamă bravă care să aibă grijă de ea și să fie mereu sănătoasă. Dă Doamne, miticuța mea, să nu mai bolească niciodată așa cum a bolit. Tare mult m-am traumat, tare, fetelor și cine sunteți toți. Credeam, eu sunt foarte sensibilă și am luat asta foarte aproape sufletului meu, foarte tare am luat sufletul, aproape sufletului meu, trauma asta. Și încă o dată le mai tăiem în așa mod. Vedeți? Trei rânduri de tăietură. Acum o să vedeți cât de mărunt eu le-am am tocat carnea asta. Și fără mașină. Și n-o să trebuiască să pun pâine sau pe smetină, cum să mai pun cartofi, altcineva pune. O să fie așa consistența grăsuță. Deja cum or fi, măcar așa de schimb, câteva prăjolele și farfurii. Ca să pun în platoul de carne, vor fi bătute, amaripioare afumate și prăjoale și voi... Acum uitați-vă, ia uite sistemul aia, uite, numai ca să fac dezordine ea, iată așa tocați, asta e tocat manual, iuhu! Ia uite cum chiochea Maria vă învață, ia uite și fără ca să o cumperi tocată, asta cred că e mai bine tocată de casă, dar știți de ce, nu știți ce conține tocătura de magazin. Așa, atent să nu dăm pe jos. Cuțitul trebuie să taie bine. Ia uite, vă arăt cât de bine s-a tocat. Am ușa, vă arăt mai aproape. Nu-i nicio deosebire de cea de magazin. Am ușa, vă arăt. E fix în fix. Nea Maria vă învață de tăi. Ia uite-o. Are vreo deosebire? Uitați-vă cât de bine e lucrat. Frumos l-am tocat-o. Și usturoiul și ceapa azboșim împreună o leacă. Cu cuțitul tocăm fără mult. Nu, n-am luat destul. Am folosit-o toată în sarmale, că le-am făcut sarmalele cărnoase de tot. Mai mult carne de cătoriez. Te respectăm foarte mult. Să continui și să faci videoclipuri. De Doamne să am inspirație, Alexandru. Uneori am impresia că gata, am scris despre tot, dar nu mai am despre ce scrie. Și vine iar o temă, vine altă temă, știți, apare, parcă Dumnezeu mi le trimite. Intru în mesajele private, citesc o istorie, mă inspiră. Nu toate istoriile mă inspiră, vreau să vă zic. Poate cineva se supără. Nu, dacă nu m-a inspirat istoria aceea, eu nu pot scriu, decât scriu așa de foaie verde. Eu le scriu când mă inspir așa puternic. Stai că am găsit niște puf. Am șters cu șervețelul cel de masă și... Gata! Următoarea bucățică. Așa facem cu toată bucata, dar și dimineața, v-am spus că fac mâncare până mâine dimineață. Stai să văd ce-ți mai scris. Cântă ceva pe ungurești, ea că am cântat în română, în macedonească și am prinit de critici, Doamne ferești, și m-a mai certat lumea. Că nu e, n-ai cântat bine, că lasă-te de cântat, ești praf! Schimbă-ți cariera! Ai îngreșit cariera! Ești praf, vedeta! Lasă-te de muzică! Nu ești nici pe lângă nasul lui Elena Gheorghe, nici nu încerca să-i cânti cânticile. Băi, oameni buni, băi, oameni buni, am încercat în suflet, nu că să mă egalez cu cineva sau să le fur pâinea cuiva. Dacă mi-a plăcut piesa, am încercat, am cântat-o și gata. Nu pentru ca să fac bani sau să le fur pâinea cuiva. Are, așa, stai să citesc ce ați mai scris. Sărbători binecuvintate, Carmen, mersi și ție. Niciodată să nu te lași din ceea ce îți place. Arta e ceva frumos. Da, arta are efecte extraordinare. Are efecte miraculoase de purificare, de tămăduire.
de salvare, așa cum a fost în cazul meu, de eliberare, de ușurare, de distracție, cum și, și ne-am face noi, n-ar și arta, n-ar și muzica, dansul. Și gata, fetița are activitate. Dar păi, cum să facem o nuntă sau o cumătrie fără muzică? Arta a stat la... am privit un film tot. Eu cât... când nu mă fură somnul la amiază, mai, cum Mirela doarme și acum mai privesc câte un film. Și un film unde un cercetător, am să vă distribui dacă o să fiți interesați. Un cercetător care a făcut tot din Oxford, tot dicționarul englezesc. Și cuvântul artă avea nu știu câte sute de foi, adică toată descifrarea cuvântului artă de la origini până în prezent, toate citatele, tot. Omul cel mai nu și-o ieșit de minți până o găsit tot semnificația cuvântului artă, originea, în care texte au fost întâlnit prima dată, în care texte au fost întrebuințat, care autori l-au folosit, toate citatele despre artă. Vă știți ce înseamnă un dicționar de ăsta care descrie tot? Cum se numește? Dicționar genetic, nu știu cum se zice corect. Dicționar explicativ, doar că a cuvintelor englezești. Este dicționar care e doar de sinonime, dar dicționar care care explic tot. Toată etimologia cuvântului, tot ce e legat. Păi iată, cuvântul artă avea nu știu câte sute de foi doar. Doar explicația cuvântului artă. Vă dați seama? Omul este legat de artă ca pâinea cu sarea sau ca apa, ca nu știu. Hai! Vă vedeți ce fac eu? Spune-ne ceva despre dragoste. Ciprian! Ia că ai spus tu, nu-i destul! Și nu-ți ajunge, soși. Nu-ți ajunge. Dar și n-ai fete destule. Sau nu vă, sau srăle fetele în ziua de azi. Sau te-ai dezamăgit în dragoste. Sau ești adolescent. Care-i motivul că ești cu gând numai la asta? E obraznic. Dacă mai este obraznic, eu îl blochez mai departe. Deci, Ciprian, ori te comințești, ori mai scrii ceva urât și eu repejor fac curățenie. Cântă ceva, Ionuț, nu poți cânta acum. Este săptămâna neagră și nu-mi permit. Gata, după sărbătorile de Paște vă cânt. Începe veselia. Ia-ți vă arăt cum eu mărunțit. Eu cu carnea asta mărunțită vă spun că stau până dimineață. Uitați-vă, ia spuneți-mi, iese bine? Seamănă cu aceea din magazin sau cu asta făcut cu mașina. Este vreo diferență? Ia uite-te. Ia ca și voi așa să faceți dacă n-aveți mașină de tocat. Dar cred că știți și voi fără mine cum se face. Parcă eu v-aș descoperi America. Mă. Păi știți. Dar eu ia ca de aici mai rup două cuvinte cu voi, dar de aici ne fac treaba așa, să am și pârjoale la masă. E bine, așa, vedeți că așa se face, să aveți răbdare, dar mie îmi place. Eu dacă mă ocupam cu ceva făcut handmade, da? Ceva făcut tot artistic, ceva, eu v-am zis mai ating într-un live, eu... Dacă nu scriam poezii, aveam să fac ceva handmade, cu bise, cu ceva. Nu-i târziu nici acum să mă apuc, dar îmi ia timp mult pagina mea de poezii. Vă credeți că eu stau toată ziua și tolănesc. Eu mă ocup de promovare, răspund la mesaje, șterg, blochez comentariile nenormale și obscene. Că sunt și copii care urmăresc și tot nu reușesc să șterg tot, că vă dați seama că trebuie să stau numai cu nasul în telefon.
Dar foarte obraznici. Sunt copii care urmăresc, citesc, e foarte urât. Și copii, dar știu, frumos, dar dacă fata mea va, când va crește mare și va vedea toate cuvintele în adresa mea, e ca eu la asta mă gândesc. Mie mi-e dureros să așa cuvinte să aud. Și eu stau și mă ocup și blochez și șterg și oamenii normali scrie așa cuvinte. E o nebunit lumea cu tătul, eu vă spun. Șed eroi după butoane și scriu diferite prostii și nebuneală. Da. Hai, Ciprian, și-i cu mințel, și-i cu mințel la neanea, și dacă vrei să mă mai vezi în viața asta, și-i cu mințel, că mai zici ceva și o pleci. Și eu știu, gata, ești adolescent, te-am înțeles. Și eu știu poezii, vrei să-ți recit una? Hai, Ciprian, să te aud. Postează, nu, te filmez așa cum fac eu, te filmez și postează la tine în pagină și eu să intru de interes să văd cum recit poezii. Aici nu pot să ne arăt cum reciți. Hai, repejora mui, Iana, ai postat o poezie și eu să-ți spun notă. Așa cum fac eu. Da? Ia ca mai am un pic. E cam, ca tare se face mai repede, dar eu lungesc treaba. Un pic mai repede trebuie, desă, că eu stau și stochez toată viața cu voi. Stochez. Dar voi toți sunteți și sunteți. Ce să vă cânt ceva de suflet, nu de veselie, că nu pot să vă cânt ceva de suflet. De la Cernăuți la vale, de la Cernăuți la vale, s-a făcut o trecătoare tinereța mea. Hai cu mine cântați! Trecătoare printre brazmă, trecătoare printre braz, să treacă numai soldați tinerețea mea. Uite, mamă, trenul vine, uite, mamă, trenul vine, și mă ia de lângă tine, tinerețea mea. Și mă duce în țări străine, și mă duce în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni, tinerețea mea. Frumos live-ul, spor la pârjoale, da, eu îți spun că le fac până dimineața, cum tochez eu cu așa viteză. Dar corect zic, le tochez, le mărunțez. Nu mai arma lângă mine, nu mai arma lângă mine, și Batista de la tine, tinerețea mea. Și Batista are o floare, și Batista are o floare, să-mi șterg fața de sudoare, tinerețea mea. Cernăuți la vale, s-a făcut o trecătoare, tinereța mea. Cântă cucul, bată-l vina, dira sună-n Bucovina. Păi cântă cucul, bată-l vina, dira sună-n Bucovina. Cântă cucul într-un brăduț, dira sună-n Cernăuți, măi. Pentru toți voi vă cânt, dar așa, liniștite, fără dansate, că e sărbuți. Una neagră, măi. Dar vă cânt că până îi toca carnea asta, nu pot să tac numai. Bună seara, Maria, îți doresc sărbători fericite și sănătate la familia ta. Angela, bună seara și mersi mult, la fel îți doresc.
Bucovina, suflet mare, ai grijă de a noastre mame. Păi, Bucovina, suflet mare, ai grijă de a noastre mame. Înapoi când or veni, tot pitinit ori iubi mă. Înapoi când or veni, tot pitinit ori iubi mă. Să mai citesc o mesaj. Frumos cântec, frumoasă interpretare, așa, nu-i perfectă, dar din suflet, luminița, mulțumesc. Și cine acolo a scris? Și Gabriel Valentin. Bucovina, plai cu flori, unde-ți sunt ai tăi feciori, măi? Păi, Bucovina, plai cu flori, unde-ți sunt ai tăi feciori, măi? Au fost uși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară, măi. Taci, cucule, nu cânta, ce știi tu de jălea mea, măi. Mereu te urmărim de aici, din depărtare, ești dulce mereu. Mulțumesc, Angela. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar o prinsă mădure, păi iar o prinsă mădure, hai, hai, inima, hai, la multi răli mă dai, hai, hai, inima, hai, la multi răli mă dai. Daniela, mărunțesc carnea, o tochez, așa corect zici, trebuie să caut. Pentru prăjoale, n-am tocătura, am folosit-o toată la, la sarmale și nu mi-a rămas pentru prăjoale. Dar vreau să fac vreo 2-3 prăjoale și o mărunțesc eu din mână așa. Va ieși ceva, cred că până la urmă. O fac împreună cu voi, cât fetița mai de voi. La inimă este un țifru, la inimă este un țifru, ce te era și omul mândru, păi ce te era și omul mândru, hai, hai, inimă, la multi răli mă dai, hai, hai, inima, hai, la multi răli mă dai. La inima este un leac, la inima este un leac, ce te era și omul drag, păi ce te era și omul drag. Acum voi, mulțumesc Alina și Angela. Nu pot să cânt vesele, că e săptămâna neagră, dar asta de suflet nu o să mă pedepsească Dumnezeu. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Încă vin copiii socolinde, nu știu că stăpânii nu trăiesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc.
Din atâtea lucruri dragi și sfinte. Mulțumesc, Aelen. Aelen, da? Ok, mamei încă ne privesc. Daria, mersi, te pup. Lenca, mersi, te pup. O vom da și vor schimba lăcată și vor pune și ferestre noi și trecând pe lângă ea vreodată va privi ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde. Hai, cântați cu mine. Nu se vinde pragul părintesc. Dumitru, fac tocătura pentru părjoale. Nu ne-au ajuns bani să cumpăr de la magazin și ca... o fac eu. Vom pleca și noi cândva din viață. Păi și părinții sus ne-or întreba. Ce mai face casa lor cea dragă? Cine-i are grijă astea? Ciprian moldovan este blocat. O socătat așa? Așa că socătat. L-a răbdat încă mult, de? Tată, eu nu știu de ce nu te-au pus în cântece, tată. Tată, eu nu știu de ce nu te-au pus în cântece, tată. Ca pe măiculița mea, care viață da tu mea, care viață da tu mea, tată. Tu ca dânsa ne iubești și ca ea îmbătrânești, și ca ea îmbătrânești, tată. La necaz și bucurii, tu ai, tată, câți copii? Ia spuneți voi fiecare. Noi avem 5. 5 copii, tată. Mulțumesc, la bine ești, tuturor. La necaz și bucurii, tu ai, tată, 5 copii, tată. Mai ei câte un păhăruț, dar nu uiți să ne săruți, dar nu uiți să ne săruți, tată. Unii ori mai strigi la noi, dar nu umblăm flămânți și goi, dar nu umblăm flămânți și goi, tată. Rele în viață sunt de ajuns, dacă plângi, tu plângi pe ascuns, tată. Ia ca. Daniela zice 2, 3, ia ca fiecare spuneți cât sunteți. Rele în viață sunt de ajuns, dacă plângi, tu plângi pe ascuns, tată. Despre păhăruț am spus, mă repet iar, când nu am versurile în față, le cânt așa cum țin minte. Mai iei câte un păhăruț, dar nu uiți să ne săruți, dar nu uiți să ne săruți, tată. Unii ori mai strigi la noi, dar nu umblăm flămânți și goi, dar nu umblăm flămânți și goi, tată. Mamă, cuvânt sfânt al vieții început. Mamă, amintindu-mi un dor de demult. Mamă, glasul tău mereu îmi spunea, ascultă, copila mea. Mamă, tot ce-i bun în lume mi-ai dat. Mamă, fericirea tu mi-ai vegheat. Mamă, mi-a fost greu atunci să înțeleg al vieții drum să aleg. Credeam că lumea e a mea, credeam în dragostea mea, în adevăr nesfârșit,
dar am greșit. Aș vrea să-mi ierți toate câte n-am știut din vremea cea trecut. Aș vrea să-mi ierți, dar glasul tău s-a risipit în fum, în fum acelui drum. Mama. Frumoasă piesa asta, așa e nemuritoare. Merg pe pământ și sunt ca vioara, toate parcă-mi sunt prima oară. Mulțumesc, dragii mei! Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Hai, eu vă spun că până mâine dimineață fac carnea asta. Câte ora? Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Cu dulci fiori spun mamă și tată, toate parcă-mi sunt prima dată. Iulia, mă bucur! Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi. Nu mă faceți să plâng, că boșesc ca muș, iată acum mă rânțesc carnea asta, că boșesc repede, muș. Nu mă faceți să plâng cu câncile astea. Maria mi-a scris ceva frumos acolo. Da, Maria, îmi place bucătăria. Nu sunt chiar desăvârșită, dar cred că până la urmă să nu le învăț eu mai multe. Stai să văd ce a scris. La Roma, plouă, nu știu. De străinătate. Prin rende mult trecute, suntem un neam de frunte. Stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă e România, dar ea, eu dar m-am învățat. Acasă e tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Împrăștiați prin lume, amele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, Paște fericit cei din străinătate și tuturor! Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Mulțumesc, Dumitru și tuturor! Român din lumea largă, dacă vii țara dragă, să n-o lăsați pradă străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul.
Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vimoara, eroi ce și află somnul. Ți-au răscolit sufletul, Viorica, da? Mă bucur, iată, nu când vesele, vă când doar de suflet. Mulțumim și ție și la toată lumea, Paște fericit tuturor, dragii mei. Vă rog, păstrați tradițiile acestea frumoase, este frumos, păstrați, chiar dacă lucrați, dar veniți acasă, mergeți acasă, faceți ceva mâncare, vopsiți ouă, n-aveți cozonac, nu puteți face cozonac, cumpărați ca mine, că eu tot am cumpărat și îngădiți cu ciocolată. Mulțumesc, Iachim. Desertul e doar pasca, doar cozonacul la noi. Mama mi-a mai adus cozonac. Nu fac alte deserturi, că nu vreau să mă îngreș așa, să mănânc mult carne. Poate soțul va cumpăra un tort, vom vedea. Eu dacă nu respect regimul ăsta strict, apoi nici nu mă apuc de făcut torturi din făinoase, nimic. Eu fără pâine mănânc, chiar și toate bucatele astea care le fac fără pâine. Am vrut să vă mai cânt ceva. Îmi amintesc ades de lunile de mai, prin care alergam cu surioara mea. Mult mi-e dor de ea, de copilăria mea și de sora mea cea mică, și de sora mea. Tu cred că m-ai uitat, copilăria mea. Și eu cât voi trăi, nici când nu voi uita. Hai cu mine! Fuga, fuga, fuga prin câmpii, fuga, fuga, doi copii, două păsări fără de griji. Fuga, fuga, fuga la bunei, fuga, fuga, mitite, ia că fac veselii. Două păsări aripi de vis. Fuga, fuga, fuga prin câmpii, fuga, fuga, doi copii, două păsări fără de griji. Fuga, fuga, fuga la bunei, fuga, fuga, mititei, două păsări aripi de vis. A doua strofă, cum se începe? Mă duc să văd ce face fata, că văd că nu se aude. Are ceva interesant, am văzut, văd ce are interesant. Regina mea, e dacă te ajuți, hai să-i spui mami când vrei la baie, bine? Mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta trudită și fața arsă de soare, pe care o curs lăcrimioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Am luat presus. Mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta trudită și fața arsă de soare, pe care o curs lăcrimioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftat mai, că prea mult m-ai așteptat. Stai că am uitat o doua strofă. Mi-a fost mai greu, am cântat numele tău, mai. Am cântat la lumea ta toată. Vocea, nu, am uitat. Măicuță dragă, și mă rog la tot ce-i sfânt, mai, să te țină pe pământ, mai. Să ai zile să trăiești, mai, și nepoții să ți-i crești. Mama, i-a auzit?
Ce vreți să vă mai cânt? Aestea parcă bune, știam cuvintele. Ieri fetiță mă numeam, azi și eu fetița. Bate vânturi ca de brume, nu sunt singură pe lume. Floare dulce micșunea, asta este fata mea. Fata mea cea botezată, într-o lacrimă curată. Am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă. Am ajuns un om avut, o fetiță am născut. Hai acum voi, ajutați-mă. Am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă. Am ajuns un om avut. Mulțumesc, Silvia, Angela. O fetiță am născut, ce are ea și nu am eu? Ce are ea și nu am eu, am uitat. Așa la care dă sau cânti copilării. Pam, pam, param, pam, 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 taram, taram, tam, tam, ua, pararara, pa, pam. E liniște că are ceva interesant, Nicoleta. Cum se începe? Stai. Tam, tararara, ta, tam, tam, tararara, pa, pam. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânti în miez de noapte, să-ți prind părul într-o parte, citește-mi iarăși dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu-n tramvai. Hai cu mine, voi știți mai bine. Aș vrea caise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, o cazemată kilometri, aș vrea puțină mentă în ceai. Și cine m-a făcut om mare, nu m-a întrebat ce mi se pare, ce mi se pare că-i corect, ce mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Hai cu mine! Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare, ce mi se pare că-i corect, ce mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Acum voi! Hai, dă-te jos acum din nu. Te așteaptă o treabă de făcut și multe altele ce-or sta, or sta acum în grija ta. Te așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fii mămos, mi-e doare dor, mi-e dor frumos, să-mi încălzești supa ca mama, să-mi dau, să mă alin și să-mi dau seama că au trecut anii ca flama. Acum voi cântați refren. Cine m-a făcut om mare? Mirela, tu ai acolo ce mă? Ia-mi las-o leacă telefonul așa. Ia-mi las-o eu, eu leacă de știi acum. Eu găsesc telefonul. Dar nu știe singur cum să-l aprindă și treabă. Ia ca de și stă cu minte. Nu cânt bordeaș, bordei, în primul rând nu știu, dar nu cânt piesele, că nu, e săptămâna mare. Stai și am vrut să mai cânt. Dați-mi. Vrei să colorez? Vrei să colorez? Hai, mă. Vin să colorez acum. Mama, îți dă apă curată. Hai. Vin și colorez. Hmm.
Na, hai să-ți colorez. Ia dă mama să te faci pantalonașul. Că am să răcești seara. Acum și vin să îmbrac pantalonașul. Gândiți-vă ce să vă mai cânt așa de suflet. Agenda ce e. Să văd ce-ați scris acolo. Bordei prea veselă, nu pot să cânt. Poți că ne amintesc. E omul. Ce are ea și nu am eu? E acolo la bine. Nu. Desenează oare? Am uitat cuvinte. Ce are ea și nu am eu? Desenează oare pe cerul? Nu știu cuvintele. Nu cânt, că dacă nu știu. Hai spuneți voi, dați-mi idei, chiar ca ultima bucățică de carne și nu va mai chinui. Mulțumesc, doamna Verica, sunteți... Ada, nu plânge Ana, nu plânge Ana, nu știu, n-am știu. Nu plânge Ana. Cine m-a făcut o mare? Mama și tata, corect. Să vă cânt ceva de Irina Rimes. Visele. Cum eram noi, nimeni nu era. Cum mă iubeai, nimeni nu iubea. Inelul tău rămas perna mea. A strigă stai în lumea mea. Și mă topesc, dar mă topesc de dorul tău. Simt că mă rup în bucăți și îmi pare rău că te-am alungat. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi colorai visele, le-le-lei. Dar acum și cerul meu albastru-i negru. Îmi colorai visele, le-le-lei. Visele, le-le-lei. Îmi colorai. Casa părintească încă o dată vreți? Am cântat-o, dar gata, eu termin carnea și mă apuc de dat prin răzătoare ceapa. Acolo să fie jale, oameni mei. Oameni, acolo să fie jale. Ai grijă la degete, nu te temi, că aici ai, tu știi, Nenea Maria, că tot aiet cu degetele astea. Nu, deja simt cuțitul la câțiva milimetri. Nu facem nimic rău, gata, am tocat, atunci vă arăt prin carne mi-a ieșit. Iată, cu piese de suflet v-am cântat. Sinecule! Sinecule, buburuzea cu oița, sinecule, mama face papă pe joale pentru noi. Țipapi? Acum vă arăt ce a ieșit. Gata, asta e ultima bucată, cea mai mare, iactă. Mama face mărunțe de carne. Wow! Wow! Mama este Van Damme. Mama este Van Damme. Uitați-vă, acum să-mi spuneți, este vreo diferență dintre carnea tocată cu mașina sau cumpărată și cu asta care am tocat-o eu? Ia să-mi spuneți voi, sunt eu specialist în domeniu sau nu? Uitați-vă ce bine a ieșit. Nu știu să prind lumina că la mine întunecă. Deci toți sunteți cu mine, 95 de oameni și nu vă duci și vă interesant. Ia uite-te, are vreo diferență? Am tocat-o bine? Iată eu tot ce am făcut amu, i-am tocat carnea asta cu mâna, cu cuțitul. Are vreo diferență? N-are nicio diferență, poate și-i mai bine. Știu precis că am pus carne sănătoasă aici, dar nu știi cine știe dacă o iei din magazin. E ca dacă aveți răbdare, putere, încercați și voi să tocați acasă. Aveți nevoie de un cuțit așa mare.
și să, așa, și stai bine, bine. Să fie ascuțit, ascuțit. E bine, așa? Iau, viață, înseamnă că a ieșit. Acum facem prăjoalele. Da, să curăți ceapă și usturoi. Ultima ce face. Mama face prăjoare și după aceea spălăm vasele și facem curat. Păi s-o ajut pe mama să facem curat. Masarichi. Malășarichi. Coctea. Of, dragii mei, am obosit o leac. De aici vorbim și cu voi și... Dar încă am o de lucru, o grămadă, trebuie să spăl toate vasele. Și apoi să fac curat în casă, să spăl pe jos. Ei. Eu ne aduc aminte când eram acasă la părinți. Tot când ne pregăteam de Paște, tot terminam lucrul târziu, seara terminam. Și mama se ducea la biserică de cu seara. Tot noaptea stătea la biserică, mama e credincioasă. Adică toți suntem credincioși, dar ea este mai fidelă bisericii și credinței și merge des, adică la biserică. Cântă mama în strană, mama mea tot are voce frumoasă. Poate odată vom avea ocazia să facă un live, ea se rușinează. Eu i-am propus ieri să facem live și ea se rușinează. Ea se rușinează, e, nu, când trebuie să-mi pun dinți. Mi-e rușine de dinți. Trebuie să-i punem dinți și dacă o să-i punem dinți, s-a spus că nu se rușinează. Are ea dinți, dar trebuie să-i schimbăm, să-i facem dinți cum scade. E mama noastră. Ceapa se toacă mărunt. Nu, eu am să o dau prin răzătoare chiar. Încă mai mărunt o să fie. O să fac ca suc. Nu suc, ca piure. Piure. Mulțumesc, Silvia. Stați așa un pic să-mi curăț eu usturoiul bine. Gospodină din talpă, ea ca stă toată ziua cu voi și ne va zică, ia asta n-are și face. Dar eu cu așa ocazie mai pot vorbi cu voi. Când vă cânt, nu pot vorbi, nu vă pot răspunde în mesaje, voi vă supărați că nu vă pot răspunde în privat și vă supărați pe mine și zic, ia, dar eu am să fac așa live-uri mai des cum gătesc. Că eu când fac mâncare, negru, babă, bravo, mamă, spune culorile. Albă, hai să spune culorile la mamă, bravo. Eu când fac mâncare singură, tot cânt așa, e că cum v-am cântat acum cântice de suflet, iată fix așa cânt. Stați să văd ce ați scris, că ați scris mult. E că am stricat usturoiul ăsta. Se vinde în magazin, dar el nu se vede și are înăuntru. E ca să verificați, să nu puneți la fiert. Sunt doamne care pun usturoi întreg la fiert. Dar el e stricat înăuntru tot. Să verificați să fie bun, ca să vă împuțăți câtă mâncare. Vreau și eu prăjoale, mă primești? Ei, Ion, tu multe vrei, vede. Poftim carnea în funcțiune, ca vezi cum fac și fă-ți. Nu prinesc eu pe nimeni, mai ales bărbați. Am eu cine prin. Nu știți așa de obraznic. Prăjoale vrem și noi din îndepărtare, ca la mama acasă. Da, Olga, e că așa le fac și eu. Numai că eu am tocat carnea cu mâna eu, că am folosit toată... Așteptăm live cu mama, Daria, da? Bine, ea am vrut ieri să facem, să intrăm chiar. Vă spun sincer că mama ieri a fost la mine. Dar se rușinează că trebuie să-i schimbăm dinții din față. Că are dinți în față, dar sunt vechi, știți cum, și se rușinează. Nu se complexează, înțelegeți bine. Dar acum și eu azi boșesc ceapa iute. Uah! Stai, mama, să arunce la gunoi. Ne! Dă să o pun o leacă în apă. Uah, gata, începe a boși, dar mai ia să mai vedeți și boșind, dar și prima dată. M-ați mai văzut boșind de încă câte ori. Nu-i noutate. Moldoveancă frumoasă e, dar numai, Doamne ferește, și mama e alimentată. Mulțumesc, dragii mei, nu mai sunt eu așa de ideală. Nu sunt așa de ideală nici la frumuseți, precum la voce, precum la poezii, la nică nu-s ideală. Așa, light. Light, așa, ușurel. Așa, gata, dați ștergă aici, să fii curățel, frumușel, ca la o gospodină, cum mama m-a făcut. Și voi pune tocătura într-un vas mai mare.
trebuie să punem și cu... Ia spuneți-mi voi, la cantitatea asta, câte ouă spun? Două sau unu? E destul. Că mă tem dacă îi pune două ouă să nu fie prea moale. Dar nu vreau să pun pâine sau ceva. Ia la cantitatea asta. Spun două ouă sau unu e suficient? Gospodinile, ia. Voi spuneți. Că dacă, mă ting dacă îi pune două, va fi prea moale. Ce ziceți voi? Dar dacă voi pune unu, așa? Unu, Andreea, m-am gândit și eu unu. Că mă ting dacă îi pune două, o să fie prea moale. Și n-a s-au pot prăji. Acum și voi da prin răzătoare. N-am mașină de tocat și ea ca ne-o tochez eu singur. Ne-o tochez eu singur. Dar tu ești bravo la mami. Tu ai răbdare cu mami, tu ai? Ai răbdare cu mami, tu. Stai să găsesc cea mai măruntă. Masa! Masa, ia că vă învăț eu cum să faceți sprăjoale fără... De-i masa? Dar voi știți singur. Masa? Dar unde-i masa? Masa lei? Unde-i masa, mami? Masa lei? Unde-i masa? Masa lei? Ia că așa e fit ușor. Să vă puneți unul și vedeți după... Aha, după consistență. După. Masa, mă duc să-i pun Masa, mi-a șerut Masa, mă duc. Ha. Dar unde-i muzica ta? Unde-i telecomanda? Hai, du-ți spun Masa. Masa, Masa. Că atare nu pun des pe 845, dar voi tot veniți și veniți. Că atare nu pun des pe Masa asta. Dar într-așa cazuri că n-am de lucru, ea ca la bucătărie. Mai este tot unul așa ca Masa, european, buba. Doamne ferește, faci așa la buba. Cred că știți desene animate pentru copii. Fix Masa, numai că e buba așa unul strașnic, urât. Două ouă trebuie să pun. Hai încerc unul să văd dacă... Mă tem că dacă îi pune unul dintr-o parte, se va sfârma. Dacă voi pune două, mă tem să nu fie prea lichid. O să văd dacă ceva o imuia mâinile în apă și meargă nunta sănătoasă. Paște fericit tuturor, dragii mei! Eu cred că voi deja ați terminat mâncarea, dar eu ia că dacă... Eu așa lucrez la ritm mai încet. Așa cum mama facem, lucram pentru ziua, așa și eu, mă. Dar m-a reținut fata, că a vrut ba legănat, ba atenție și aveam să termin mai repede mâncarea. Aveam mai repede să le termin. Și a fost mama, am petrecut azi pe mama dimineața acasă. Mama, mă duc să termin mâncarea. Tată a pus rășiturile la șert, a pus rața la șert, ne-a curățat tot șapa, ne-a curățat tot morcovii. Nu a făcut tata tare o ajută pe mama, așa de bravo tata meu, Doamne, ce de bravo, o ajut pe mama în bucătărie. Și i-a dat de pe telefon, mama o suna și îi spune, te duci, iei două șepi, doi morcovi, îi curăți, îi pui așa unul cu rășituri, pui rășituri și tata sângă, tata a pus rășiturile la fier, tata a pus rața fumată la fier. Are mama încredere în trans. Chiar tata face așa o mâncare gustoasă, nu aveți idei de bun face. Usturoiul, cum fără usturoi în tărjoare? Tot gust face usturoiul și apa. Paște fericit tuturor, dragii mei. Eu mai am o leac de lucru, încă trebuie să-mi fac ordine. Dar le reușesc eu ei. Am uși când închid live-ul și când mă apuc, când eu viteză prin casa asta, zboară tână. Bună sărbători minunate alături de cei dragi. Bianca, scumpa, salut, draga mea. Îmi pare bine că ești cu mine aici. Ce faci tu? Ce mai faci tu? Sănătoasă, voioasă, fericită, împlinită. Iată mi-a ieșit așa o mână de usturoi. O punem în cărniță. Iată, vedeți cât. Cu mâna eu tot fac. Cu mâna așa, mama, păi și așa. Și cu mâna așa s-a amestec, tot așa, eu așa fac. Eu trebuie să sunt în mână tot mâncare. Dar cu lingura jelii mari. Trebuie să sunt pârjoala. E da mușcu și apa, dragii mei, și jelii, nu vă spărați. Dar zboșesc o leacă.
Dar nu dă una mai mașcată, că asta e prea măruntă pentru ceapă. Gata. Jepe! Vreți să mă vedeți cum plâng? Ia că aveți pe ocazie. Numai că eu nu mă tem de nic și zvoinic. Eu nu mă tem eu de nic. Stați că aici nu trebuie de vorbit când intră tereșete în gură. Așa nu m-ați văzut încă. Ia să văd cât ceapă am aici, să mai dă să o dau pe toată, că e bun cu ceapă. Fuh! Ia că 122 de oameni se uită la un nebun. Cum dă ceapă prevăzută. Gata. Ați vrut experimente na, пожалуйста. E tot. Uf! Gata, eu închid live-ul, mi-e rușine. Mai pot deschide ochii. Ca să amestec să nu vii stai și apa asta, măi, mă, să eu. Na, vreți, mai vreți, încurgești tu și ștet. M-ați vrut să mă văd, mă vedeți plângând. M-ați văzut. Da. Gata, au trecut valul, și. M-ați văzut în toate postazele și plângând și cu deasâla, dar și fără să vrei, știi cum? Am o fost fără că să vreau. Gata, așa, amestec ceapa asta să intre în carnic, să nu simt eu, nu sunt în nasul meu. Și am pun ouă, sare, pernier. Bea puțin apă, bea o apă, dar și dacă bei apă trece? Dar n-am știut de trucul ăsta. Dacă bei apă trece? Știu că cuțitul se spală, da, cu apă când doare. Gata, au trecut valul, oricum ochii mi-s lăcrimas. M-ați văzut, teca. Am băut apă, gata, mersi. Așa, dați să spun un ou mai întâi și văd. Trebuie să-mi spăl cu gaia încă. E gata și vreți voi. Cu voi fac tătă, nu? Da, să încercăm cu un ou mai întâi. Mă duc fata să cere la baie, Iorin. Mama vine la tine. Mama vine la tine.
Am și mai decalță. Gata? Mama vine. E, dar știți ce dezordine în casă la mine pe o grămadă de lucru? A, 94. Stați așa, am pus, pun sarea și piper negru și amestecăm, vedem dacă mai trebuie un ou. Gata. Gata, am bășit, ne-am curățat canalele lacrimogene. Nu strică, știi? Să plânge câte o leacă. A să fac de 2-3 prăjoare ca să am pe platou. Dar pe mine mă apuc paștele, dar pe voi nu, la tine, voi mai ating tătii, gata și voi stați și mă prăjiți pe mine cum eu. A să întâlnesc paștele cu blidele nespălate. Mulțumesc, Bianca, scumpa. Sunteți o gospodină doina. Mersi din suflet. Spor la treabă, Raluca. Ia ca eu cu mâna așa. Mama așa amestec și eu cu mâna. Nu mă rușinez. Nu, cred că e suficient un ou. Dar voi ce mai puneți în părjoale? Cartofi? Eu nu pun nimic, numai din carne le fac. Cartofi sau pâine? Sau ce mai puneți voi în părjoale? Coajă de pâine puneți? Știu că se pune coajă de pâine sau cartofi, da? Dar eu nu pun nimic. Eu corect fac, eu tot am interpretat-o în felul meu. Sau să mai pun un ou să... Da, să mai pun un ou să nu se fărâne la prăjit. Las fie mai moale, că eu am să ud mâna. Nu, mă tem să nu fie puțin ou și o să se fărâne la prăjit. Că ou, știți că are proprietatea de a închega, de a ține carnea să nu se împrăște, să nu se împrăște întiga. Pâine muiată în lapte, da, știu, mama așa pune. Dar eu dacă n-a spun, nu-i nic strașnic. Usturoi am pus, dar eu dacă n-a spun pâine, nu-i nic strașnic, sau spun. Spun și eu, dar pâinea și gust, și faci pâinea. Eu am făcut tot de una fără pâine și nu-i place cum ești. Mulțumesc, Ionuț. Pâine spun. Ai terminat, Iulia? Da, dar eu m-am reținut, că ba Mirela au vrut nani. Ba aia ca până am tocat carnea. Restul tot mi-e gata, numai prăjoarele mi-au rămas. Restul tot e gata, tot absolut. Și deja salatele le voi face la moment. I-am dat să gust, că eu gust la sare. Încă un pic de sare. Coajă de pâine, cartof, usturoi, mărar. Pâinea le leagă, da? Spun o coajă de pâine, da? Dar nu pun, că eu am făcut fără. Așa ne-a învățat și mama, să facem părjoale, eu pun un pic de parmezan. Ah, interesant, parmezan. Dar eu nu pun pâine, că eu am făcut și s-o primit, nu s-o desfăcut. Ah, pui pâine când sunt moi, dar la mine uitați-vă cum e consistent. E normal, asta le pot pune la prăjit. Ia uitați-vă, nici nu se lipește de mână. O pun ușor. A, sunt mai puhavi cu pâine. Pâine mâine, dar n-am lapte. Dar nu pun pâine, las că or fi așa. N-am lapte. A, cred că sunt mai puhavi cu pâine, da? Gata, trebuie să-mi spăl tigaia, că am un prăjit bătut. Stați să mă prind lumina, că da, sunt unică la mine. Ei mă prinde paștele, că... Mă prinde paștele în casă. Ei, las că... Asta a fost live pregătire specială cu oaspeții mei, încă un pic de sare, mi-mi place să ajung la sare. Hai o secundă.